Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, doamnelor și domnilor, o ediție absolut senzațională, toată lumea pune lucrurile la punct. Prima oră este pentru voi, chestii care vă interesează și care pot fi foarte importante pentru fiecare. Lucruri incredibile, să vedem titlurile. Foarte rău. Momentul adevărului pentru Elena Gheorghe, care este cheia relației pe care artista o are cu soțul ei și cum ajung cei doi la un numitor comun atunci când există divergențe în cuplu, aflați imediat doar de la Cristi Brancu. Stați cu noi. Tu poate nu mă crezi, dar eu știu cum am ajuns aici, până la cer să mă ridici. Vești proaste pentru Alexandru Arșinel. Hoțul care i-a spart casa actorului în urmă cu 2 ani a rămas în libertate. Decizia contradictorie luată de reprezentanții instanței dezbătută astăzi în cadrul emisiunii exclusiv VIP cu Cristi Brancu, în doar câteva momente, de unul dintre cei mai buni avocați din România. Nu ratați! Este de viață ca în filme. Ce sacrificii enorme a făcut soprana Gabriela Cristea ca să își vadă visurile realitate, vă spune chiar ea. Eu sunt de piatră, tare ca o stâncă, vocea mea e ca un turet, nicio apă nu e atât. Prin ce chinuri groaznice a trecut simpatica artistă pentru a ajunge unde își dorește, dar și cât de fericită este acum, după ce nopți la rând a dormit pe un scaun, aflați imediat doar la exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Eu sunt de piatră, tare ca o stâncă, vocea mea. Împlinește un an de la moartea regretatului Florin Condurățeanu. În premieră, la exclusiv VIP cu Cristi Brancu, familia marelui gazetar vine în platou pentru a-i aduce un omagiu celui a cărui expresie "Vă pup pe suflet" a intrat în istorie. Urmează dezvăluiri despre viața plină de culoare a lui Nea Țuțu, de la femeia care l-a iubit până în ultima clipă a vieții. Ce amintiri îl fac pe fiul jurnalistului să se simtă mai aproape de tatăl său, dar și cum suportă nepoțica, pe care o alintă splendida absența bunicului, aflați imediat. Vă pup pe suflet! Doamnelor și domnilor, mergem în emisiune cu un subiect care ar trebui să vă intereseze pe fiecare dintre voi, doamnelor și domnilor, dragii mei prieteni, pentru că este posibil ca cineva să intre în casa voastră și să scape nepedepsit?
Întrebarea este de ce? Cum este posibil acest lucru? Din acest motiv am adunat toate informațiile care există în acest moment, inclusiv reacția familiei Arșinel. Colega noastră, Oana Pascaru, a documentat subiectul. Intrăm în legătură imediat cu un avocat care consideră că această soluție este curioasă. Oana Pascaru, ai legătura. Bun găsit, Cristi, bun găsit tuturor. Lovitură dură pentru Alexandru Arșinel. Actorul a primit o veste proastă din partea judecătorilor după ce, în 2019, casa marelui actor de la Mare, din stațiunea 2 Mai, a fost spartă de hoți. Acest lucru nu s-a întâmplat doar o dată, ci în repetate rânduri. Așadar, cel care a încercat să fure bunurile de la artist a fost lăsat în libertate. De menționat este că vila pe care o deține actorul la Mare se află chiar pe faleză și are o suprafață de 160 de metri pătrați cu 3 dormitoare, dar și cu o grădină frumoasă amenajată. De subliniat este și faptul că reporterii din cadrul emisiunii Exclusiv VIP l-au contactat telefonic atât pe Alexandru Arșinel, care nu a răspuns la telefon, cât și pe fiul acestuia, Cristian Arșinel, care nu a dorit să comenteze subiectul. Cam acestea sunt informațiile, Cristina, apoi la tine. Da, doamnelor și domnilor, cităm din soluție. Admite cererea de confirmare formulată de parchetul de pe lângă judecătoria Mangalia, constată legalitatea și temeinicia soluției de renunțare la urmărirea penală. Este avocatul Adrian Cuculis, care se află alături de noi, consideră că această soluție este cel puțin interesantă, dacă nu chiar curioasă. Așadar, ce se poate întâmpla astfel încât un om care intră în casa cuiva, care ție, telespectatorule, îți intră în casă, să scape? Adrian Cuculis, ești cu noi, te rog să-mi explici ce ar fi de înțeles, pentru că vom mai avea, apropo de domnul Arșinel, și câteva amănunte foarte interesante pe final. Până atunci, maestre, ce părere ai? Da, bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație, dar nu că e curioasă, eu cred că e de-a dreptul ilegală, în condițiile în care, haideți să le explicăm și celor de acasă ce înseamnă de fapt renunțarea asta la urmărirea penală. Există într-adevăr o instituție de prin 2011, prin care, dacă procurorul consideră că fapta nu ar trebui să fie urmărită penal pentru că este de o semnătate mult prea mică, dar că ți intră cineva în casă și îți fură bunul sau pur și simplu că îți forțează ușa, este o chestiune extrem de gravă, nu văd cum ar fi putut să ajungă la o soluție de renunțare la urmărirea penală. Deci atenție, că renunțarea asta la urmărirea penală înseamnă că procurorul zice că n-are de ce să stea să-și bată capul cu dosarul respectiv, pentru că nu-i ceva foarte grav ceea ce s-a întâmplat acolo, și mai grav decât atât este că și un judecător i-a confirmat lui soluția de renunțare la urmărirea penală. Eu mi-aduc aminte că așa, în ordinea infracțiunilor sau a gravității infracțiunilor, furtul era undeva pe la jumătate, deci nici nu poți să spui că era vorba, că i-a spus cineva o vorbă urâtă, care într-adevăr nici măcar nu mai este considerată infracțiune, dar nici nu merge către zona violențelor. Deci undeva pe la jumătate este furtul și nu înțeleg cum a intervenit această soluție. Ba chiar mai mult de atât, să spunem că s-ar fi împăcat cu făptuitorii. Furtul calificat, pentru că așa cum îl văd eu este un furt calificat, nici măcar nu poate fi împăciuit. Adică dacă s-a deschis un dosar penal pe furt calificat, atunci el merge mai departe și nu te mai poți împăca cu partea respectivă care a furat de la tine sau care a încercat să fure de la tine. Deci soluția, spun, nu că este curioasă, eu cred că este de-a dreptul ilegală și eu mă gândesc că domnul Arșinel chiar o să conteste soluția respectivă, pentru că în condițiile în care, eu nu știu, povestea până la capăt, au reușit să-i fure ceva până la urmă din casă sau nu? Omul a intrat în casă și a luat niște lucruri, este adevărat, ăsta este... Bun. Deci i-a și luat bunuri din casă atâta vreme cât ție parchetul îți clasează dosarul respectiv, de fapt nu clasează, renunță la urmărirea penală, asta înseamnă cumva, ai două variante aici să te gândești la ele. Fie omul și-a recuperat prejudiciul respectiv și procurorul atunci a considerat că, lasă-l domne, o fi fost luna mărât de pe acolo și judecătorul a confirmat, fie pur și simplu este o soluție absolut, absolut ilegală pe care ar trebui să o conteste mai departe și în opinia mea, dacă lucrurile stau așa, și atenție, toate le punem sub semnul întrebării, pentru că noi nu suntem acolo să vedem ce este în dosar. Oamenii aia chiar cred că au comis un abuz în serviciu și ar trebui să răspundă pentru treaba asta. Nu poți să te duci să faci o plângere pentru fur calificat și procurorul să renunțe la urmărirea penală ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Despre trecutul
acestei locuințe în legătură cu hoții, trebuie să spunem că vă aduc aminte că acum câțiva ani de zile Alexandru Arșinel spunea că într-o săptămână i-a fost spartă casa de două ori, era hotărât să vândă acest imobil acum vreo 6-7 ani, pentru că la un moment dat i-a fost furat până și boilerul de acolo, și din acest punct de vedere aș putea spune că domnul Arșinel, sigur, este într-o perioadă în care are nevoie de multă sănătate și multă susținere morală din partea noastră. L-ați văzut și la noi la emisiune de ziua domnului Arșinel. Este firav acum, din acest motiv și familia trece prin momente grele, în sensul în care doamna Arșinel, domnul Arșinel, după cum scrie și presa astăzi, sunt îngrijiți de aceeași persoană, nu mai pot pleca de acasă, nu mai pot ajunge la 2 mai. Nu știu dacă vor ajunge la munte, unde domnul Arșinel mai mereu transmitea și făcea reportaje absolut extraordinare de acolo. Maestrul se ține foarte greu în acest moment. A fost premiat de către înalți prelați. Aceștia au venit acasă pentru a putea să ia legătura cu maestrul Arșinel, care era așezat. Prin urmare, este într-o situație specială. Aș putea pune această soluție și modul în care se judecă această poveste pe seama faptului că domnul Arșinel nu mai are putere sau nu mai poate acum să se gândească la un lucru, câtă vreme alte lucruri sunt pe agenda. Dar, Adrian Cuculis, eu te întreb un lucru, pentru că dincolo de toate, am spus și pentru a pe asta aș vrea să mergem în minutele care ne-au mai rămas, pe ideea că este posibil ca un om care intră într-o casă, în proprietatea cuiva, a intrat unul în casa Romaniței Iovan și n-a scăpat cu viață. Asta vreau să întreb și eu. Dacă ai și luat, ai și furat din casă, îl și omorat pe n-ai ce să cauți în casă de momentul acela, de la acel proces. Jurisprudența pe partea asta s-a schimbat. Am mai vorbit cu Cristian Sârbu despre chestia asta. E posibil ca acest om să scape indiferent ce spune, păgubitul? Păi nu, asta spuneam, că furtul calificat, deci furtul devine calificat în momentul în care ai intrat în imobilul respectiv, ai escaladat, ai rupt o încuietoare, îmi închipui că nu erau ușile larg deschise acolo și era cineva în trecere și a trecut puțin să se servească cu ceva din casă. Îmi închipui că exista o ială acolo care era închisă cu o cheie, deci lucrurile sunt clare că omul a spart ușa respectivă sau a intrat pe geam sau indiferent pe unde a intrat. Deci lucrurile sunt clare că sunt în zona furtului calificat. Furtul calificat este cu atât mai impresionant, dacă vreți, și cu atât mai mult este pedepsit, cu pedeapsă mult mai mare, pentru că are calificările, că de-aia îi spune furt calificat. Adică ai spart casa omului, ai escaladat, ai intrat prin infracție, ai violat un sediu profesional sau un domiciliu, și de asta spun că nu prea avea cum să scape cu o renunțare la urmărirea penală. Ok, dacă ne uităm la cum este pedepsit furtul calificat, înțelegem și este clar, fără discuție, că putea să meargă mai departe dosarul ăsta și dacă instanța ar fi apreciat să-l achite, să, indiferent de situație, era o altă discuție. Dar să renunți tu la urmărirea penală încă din parchet, adică eu mă duc la polițist, polițistul se duce la procuror și procurorul zice în cele din urmă, domne, lasă-l că uite, domnul Arșinel, cum ați spus și voi acolo, e bătrân, are ceva probleme, nu îl mai îngreunăm și cu treaba asta, hai mai bine să scăpăm de dosar și să ne confirme judecătorul rapid lucrul ăsta și să-l închidem. Plus că, uitați-vă puțin, au trecut 2 ani de zile de la momentul respectiv, deci avem o perioadă lungă de timp, deci dacă oricum aveau de gând să-l treacă pe linie moartă, trebuiau să facă treaba asta din primele câteva luni de zile. Nu știm oricum ce s-a întâmplat cu siguranța acolo, dar la nivel, dacă vreți, de discuție, furtul sau și furtul calificat, faptul că ți intră cineva în imobil, în sediu profesional, nu ar putea să fie considerat ca fiind lipsit de importanță. Pe furtul simplu, într-adevăr, te poți împăca, bați palma pur și simplu cu cel care te-a furat, îl iert, să spunem așa, și s-au terminat lucrurile acolo. Dar pe furtul calificat nu poți să faci treaba asta. Este foarte posibil ca fapta propriu-zisă să fi fost încadrată pe furt simplu. Omul să nu-și fi dorit să își retagă plânerea, să noi nu știm că dacă au fost mai multe furturi acolo, poate unul a intrat în curte și a furat, nu știu, niște bunuri din curte. Poate erau, cine știe, puse în așa fel încât erau mai la îndemână, să zic așa, s-au urcat puțin peste gard și l-au ridicat de acolo. Nu știm cum s-au întâmplat lucrurile, dar oricum și eu la rândul meu acum vreo câțiva ani de zile am avut sediu profesional spart, mi-au furat niște laptopuri, în fine, până la urmă le-am recuperat, dar oamenii ăia, dați-mi voie să vă spun că sunt la pușcărie și în momentul de față ne
executarea pedepselor. Faptul că țintă cineva în casă sau în sediu profesional este o faptă extraordinar de gravă. Dați-vă seama puțin că americanii stau cu ușile deschise, nici măcar n-au gard, și noi ajungem să-i liberăm oamenii care intră peste noi în casă cu ușa încuiată și ne fură bunurile de acolo. Deci suntem oricum într-un antagonism pe de-o parte, dar și soluția mi se pare absolut criticabilă, și dacă în vreo bună zi reușiți să puneți mâna pe încheierea prin care s-a luat decizia asta, tare curios aș fi să o văd. Dacă nu o să o găsim, oricum există un program legislativ unde se publică toate hotărârile judecătorești. Sigur, există o motivare pentru fiecare, pentru mie fiecare decizie, și cu siguranță că o vom afla. Mulțumim, Adrian Coculis, pentru precizări. Multă sănătate și multă susținere pentru familia Arșinel, și în orice situație dreptatea trebuie să primeze. După câteva minute, o altă avertizare importantă pentru fiecare dintre voi. Urmează zile foarte fierbinți. O să vedeți despre ce e vorba. Ce-ai pus, domnul, acolo? Doamnelor și domnilor, e muzică de răcoare, ca să zic așa. Pentru că în următoarele 6-7 minute vă oferim informații extrem de importante, pentru că trebuie să vă bucurați de ziua de astăzi, care e puțin răcoroasă, a plouat. Pentru că de mâine avem o avertizare, și în mod special de câteva zile am vorbit cu domnul doctor Tudor Ciuhodaru, pentru că urmează sfaturi pe care, dacă le urmați, o să treceți cu bine peste această perioadă, ca să nu mai vorbesc de faptul că suntem trăim vremuri extrem de grele, ar fi bine să ne păzim, pentru că sunt suficiente motive de stres. Deja cam fiecare vară apar deja cazuri în care oamenii sunt afectați. Bună ziua, domnul doctor! Mă bucur că sunteți alături de noi. Domnul doctor, mai întâi aș vrea să vorbesc cu doamna Elena Mateescu, reputatul specialist de la Administrația Națională pentru Meteorologie. Să rămână, doamna Mateescu, este în legătură telefonică cu noi. Bună ziua! Doamna Mateescu, cred că de mâine, atenție mare, trebuie să fim din nou atenți la temperaturi, să urmeze zile foarte toride. Într-adevăr, mai ales de mâine, valul de căldură va deveni persistent și se va extinde în toată țara. Vorbim de un cod portocaliu pentru 9 județe din partea de vest, nord-vest, centru a țării, acolo unde temperaturile se vor situa frecvent între 37-38 de grade în următoarele 3 zile, începând de mâine. Și nu în ultimul rând, cod galben în restul țării, acolo unde, de asemenea, valul de căldură va fi caracterizat prin temperaturi maxime cuprinse între 33-37 de grade și indice de disconfort termic ridicat, în special în zonele de câmpie și de podiș, acolo unde pragul critic va putea fi depășit de 80 de unități. Astăzi vorbim pentru 4 județe din partea de vest a țării, de o atenționare meteorologică de cod galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat. Este posibil să consemnăm valori de 35-36 de grade la umbră. Deja la ora 15, în partea de vest a țării, la foarte multe stații, valorile de temperatură înregistrează 34 de grade, Arad, Chișinău, Criș, Oradea, Săpuieni. Așadar, vorbim și de temperaturi simțite în partea de vest a țării la această oră de peste 37, 38, chiar 39 de grade. Doamna Mateescu, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Urmează o vară extrem de călduroasă. O să mai revenim la dumneavoastră pe măsură ce există motive și informații pe care trebuie să le dăm din timp, pentru că ceea ce facem cu domnul doctor acum este, pentru că am văzut o postare și lucruri extrem de interesante pe care domnul doctor le-a spus, e momentul ca acum să precizăm anumite lucruri. Domnul doctor, pentru toți cei care ne urmăresc și care vor suferi din cauza căldurii, vă rog să-mi spuneți ce este de făcut. Căldură mare, monșer, aș putea spune, domnul Brancu, să știți că este foarte, foarte cald și la ea, și deja primele cazuri cu patologie complicată sau favorizată de temperaturile extreme au ajuns la unitatea de primire a urgențelor la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu. Doamna Mateescu v-a zis cod galben. Eu o să vă zic că e cod roșu. Și pe bune, e cod roșu de epuizare termică, și vă spun că nedecelată, nediagnosticată și netratată la timp, această epuizare termică poate să ducă până la șoc termic și deces. Dar haideți că totuși nu putem trăi sub un
clopot de sticlă și nici nu vrem acest lucru. Sper că odată și odată educația pentru sănătate să constituie un capitol la orele de biologie, pentru că ceea ce vă vom spune astăzi este educație pentru sănătate și aceste cunoștințe de prinderi și abilități, pe lângă faptul că vă pot salva viața, trebuie cunoscute precum alfabetul sau tabla înmulțirii. Deci haideți să facem un mic ghid, ce ar trebui să facem acasă, pe stradă, la birou și ceea ce ar trebui, și cum ar trebui să știm să intervenim în momentul în care apar manifestările clinice legate de căldură. Deci acasă, încercați să aerisiți apartamentul dimineața când e răcoare sau seara mai târziu și încercați să reduceți temperatura în apartamente utilizând acele aparate de aer condiționat, dar atenție, cu 5 grade mai mici decât temperatura de afară, și nu uitați, utilizați ventilatoarele când temperatura este peste 35 de grade Celsius. Doamnele, să știți că îmi vor mulțumi, domnul Brancu, dau rețetă. N-aveți voie să gătiți sau să utilizați aparatura electrocasnică la orele amiezii, pentru că suplimentăm temperatura din casă, iar dacă nu avem un aparat de aer condiționat, iar mai dau un pont, un vas mare cu apă în care punem niște cuburi de gheață în fața unui ventilator, se pot transforma într-o sursă, dacă vreți, de supraviețuire în aceste vremuri caniculare. Putem utiliza niște materiale textile eventual umede puse în geam pentru a reduce temperatura din apartamente și nu aerisiți niciodată când sau nu lăsați geamurile deschise când temperatura de afară este mult mai mare de cea din interior, iar când aerisiți, în general, utilizați curenți de aia. Ce facem pe stradă? Și domnul Brancu, vreau să aici avem o mare problemă. Pentru că cei mai mulți copii sunt afectați în această perioadă și este și vacanță. Adică atenție, mare atenție, copiii sunt cei mai sensibili, au altfel de termoreglare, pot fi depășite cu ușurință aceste posibilități de termoreglare, au pielea mai puțin pigmentată și subțire, mecanismele de termoreglare sunt deficitare, așa că nu-i lăsați nesupravegheați cel puțin între orele 10 și 16, când temperaturile, vorba aceea, acumulate cu ce înseamnă asfalt, cu ceea ce înseamnă eventual apa de la mare, cu ceea ce înseamnă nisipul care reflectă soarele, la orele amiezii, pentru că pot deveni cu mare ușurință victime ale căldurii. Iar dacă totuși ați scos la soare, atenție, părăriuța aia de pe soare, care poate fi și un element fashion în această perioadă, hainele deschise la culoare, eventual care se ne acoperă până la încheietul mâinile, din bumbac, vaporoase, care să asigură confortul termic, sunt extrem de importante și până și acea umbreluță de soare poate deveni un accesoriu extrem de important în lupta cu soarele și temperaturile toride. Atenție încă la un lucru extrem de important, că am tratat astfel de pacienți, mai ales tații, să știți, mai lasă copilul în mașină, să mai duc să-și mai ia ceva de pe la colț, sau nu-l deranjăm că doarme în mașină. Dacă afară sunt 32 de grade, să știți că în jumătate de oră temperatura crește pe la 48 de grade, adică vorba aceea, cu 15 grade în jumătate de oră. Iar într-o oră poate crește și cu 25 de grade. La 60 de grade în mașină, cu bordul ăla care arde, orice copil devine și animaluțele domestice pot deveni victime ale căldurii, așa că nu-i lăsați nesupravegheați în mașină, chiar dacă spuneți că vă veți duce să cumpărați, nu știu, un pliculeț de la colț, pentru că drumul se poate prelungi și lăsați la temperaturi din acestea, devin victime sigure ale căldurii. Dacă trebuie să ieșim pe stradă, încercăm să o facem la primele orele dimineții sau seara când se mai răcorește, eventual alternând deplasările prin aceste spații deschise cu căldură, cu soare, cu repaus în umbrare. Ar trebui să existe acele zone în care sunt amenajate de primărie, cu apă, umbră, în așa fel încât să le putem accesa, sau dacă nu, măcar utilizați magazinele sau instituțiile publice în care funcționează aerul condiționat pentru a vă mai răcori. Apropo de hidratare, să știți că hidros înseamnă apă. Nu înseamnă bere, nu înseamnă băuturi carbogazoase, nu înseamnă băuturi bogate în cofeină, pentru că mai ales aceste băuturi carbogazoase sau alcool sau cofeina, pe de o parte vă deshidratează pentru că sunt diuretice, iar dacă vorbim despre alcool, este și vasodilatator, vă face să apreciați cu dificultate pericolul, și nu odată am avut cazuri severe, cazuri de hipertermie, după ce un pacient a consumat alcool și a rămas întins, fie pe asfaltul supraîncălzit, fie undeva pe un teren agricol. Așa că un pahar de apă la 15-20 de minute, în așa fel încât să nu apară senzația de
sete, eventual ceaiuri de, sau sucuri de fructe sunt extrem de utile în această perioadă și au apărut și pepenii, au apărut și prunele, sunt extrem de scumpe ce dat în piață, dar constituie o variantă de regim alimentar care ne poate face să trecem mai ușor peste temperaturile extreme și în niciun caz nu consumați în această perioadă alimente grele, grăsimi, tocături, care înseamnă de fapt o și o creștere a temperaturii organismului și o dificultăți din punct de vedere metabolic. Este simplu și pare extrem de simplu, dar mai dați un telefon din când în când dacă chiar vă pasă, fie vecinilor care au o vârstă, fie vârstnicilor care stau la ultimul etaj, sub acele acoperișuri de tablă, apartamente supraîncălzite, la ultimul etaj, și interesați-vă dacă totul este în regulă, dacă au medicamente, dacă au apă, în așa fel încât să nu ajungem la situații extrem de grave sau dificultăți majore, pentru că nimeni nu s-a interesat de ei în această perioadă. În plus, ar trebui să știm aceste noțiuni de prim ajutor. Pentru că în clipa în care avem un pacient afectat de căldură, fie că vorbim de stările acelea lipotimice, de sincope, de crampele de căldură, este extrem de important să facem patru lucruri extrem de simple. Odată să transportăm un astfel de pacient în un loc umbros și răcoros. În al doilea rând, să-i scădem temperatura corpului și pare banal ce spun, dar să știți că stropitul cu apă și o bucată de carton, o revistă folosită pe post de ventilator pot ajuta la scăderea temperaturii corpului. Hidratați un astfel de pacient dacă este conștient și, repet, hidros înseamnă apă sau suc sau iaurt, dar oricum nu alcool și nu băuturi carbogazoase bogate în zahăr și în cofeină, iar activitatea fizică ar trebui să se reia doar după câteva ore. Și pentru că vorbim de o simptomatologie polimorfă, e bine ca un astfel de pacient să fie consultat într-o unitate de primire a urgențelor, în așa fel încât să nu se întâmple sau această simptomatologie polimorfă variată să nu asupra o altă manifestare clinică, iar mai ales în această perioadă să știți că vorbim fie de infarct, fie de accident vascular cerebral. În plus, mare atenție la șofer, pentru că și aici este o problemă. Șoferii au tendința de a-și pune în mașină acolo în paratele alea de condiționat la minim, iar în clipa în care ies din mașină, se izbesc practic de un zid de căldură, un perete de căldură și mulți dintre ei ajung să facă acele sincope, se pot și lovi, așa cu o temperatură de bun simț, cu minus 5 grade mai puțin, cu mai puțin de 5 grade decât temperatura de afară, poate să fie o temperatură de confort și care să ne asigure, mai departe, o bună desfășurare a activității și o supraviețuire în aceste zile caniculare. Și, domnul Brancu, nu o să uit, dacă tot vorbim de despre aerul condiționat, el e și prieten și dușman în perioada asta. Verificați-le înainte, vedeți dacă sunt curățate acele filtre, pentru că pot fi numeroase infecții transmise prin aparatele de aer condiționat și nu ne dorim astfel de lucruri în această perioadă. Iar în plus, un flux de aer care să nu fie direcționat în mod special spre noi, ci un alt punct al camerei, care să fie reglat undeva pe 22, 24, 26 de grade temperatură de confort în locuință. Nu le lăsați să meargă toată noaptea și nici măcar, atenție, nu le montați deasupra patului, pentru că nu odată să știți că patologia osteoarticulară sau nevralgică sau nevritică și paralizie de nerv facial la nivelul feții am avut de foarte multe ori după ce pacienții au fost expuși pe durata nopții la aparatele de aer condiționat. Eu zic să știți că nu e foarte complicat să trecem peste vremurile astea călduroase, dar educație pentru sănătate, am reușit de câte ori am pus proiectul ăsta de lege în Parlamentul României, un capitol mic acolo care să ne arate ce trebuie să facem în astfel de situații, ne poate proteja și sunt convins că vrem să stăm în casă, la răcoare, alături de prieteni și nu să ajungem prin unitățile de primire a urgențelor, fiindcă am neglijat niște lucruri care sunt foarte ușor de pus în practică. Mulțumesc foarte mult, domnul doctor! O zi răcoroasă, sunt domnul Brancu, și un pupă de la ochi. Da, doamnelor și domnilor, domnul doctor Ciuhodaru, ce vrei, domnul Moise? Deci la sală de acum noaptea să mă duc, că nu mai am cât ziua. Duci, atunci ce să faci? Noroc că am un non-stop lângă mine, aproape, sală, ca altfel. E adevărat, ai non-stop ca să ți-i dă mâncare sau? Îmi iau și mâncare după ce mă duc la mișcare. Am înțeles, o să vedem. Mulțumesc, domnul doctor, avem un pacient a aici. A liber la non-stop-ul, deci și putem să facem sport și mai pe răcoare, mai pe seară, dar nu e o problemă. Mai ales că la două dimineața. Sau dacă vă simți,
Așa e. Domnul doctor, fetele să aleargă acum noaptea. Asta zic, fetele să aleargă mai degrabă noaptea, să nu se mai aleargă ziua, că e pericol de epuizare termică, ați înțeles, da? Mulțumesc foarte mult. Domnul doctor, sfaturi extrem de importante. O să vedem exact ce facem și cu Moris. Până atunci însă, v-am spus, ora asta e pentru voi. Am vorbit cu un avocat, am vorbit cu un doctor. Acum, doamnelor și domnilor, pentru cei care nu-și dau seama de ce se simt rău, ce se întâmplă în corpul lor, Oana Turcu are un invitat absolut senzațional. Chiar prietenul nostru, un om care are soluții senzaționale, ce surdurac. Da, prieteni dragi, bine ați venit aici în zona noastră verde, pentru că lângă mine am, așa cum știți, un prieten drag, Cesur Durac, este detox specialist, care voi deja îl știți din social media și nu numai din toate televiziunile, pentru că el foarte mulți ani de zile a studiat în America acest sector al detoxifierii, care e din ce în ce mai pregnant și în România, afară, deja este nu doar modă, ci un mod de viață și un stil de viață. Astăzi vreau să vorbim despre colesterol. Ce înseamnă colesterolul? De care este el? Că e bun, că e rău și așa mai departe? Asta medicii vă spun. Mergeți la doctor și aflați, faceți-vă și analizele și copiilor voștri implicit. Deci, de micuți încercați să faceți analize aproape în fiecare an, așa ar fi ideal. Dar în cazul în care vedeți la nivelul colesterolului că sunt dereglări din acei parametri existenți acolo în intervalele acceptabile pentru analize, încercați să faceți lucruri utile pentru voi, nu doar medicația pe care vă recomandă medicul, ci și din punct de vedere al detoxifierii corpului e foarte important să lucrați și asta trebuie să o faceți citind foarte mult și având alături și un specialist. Cesur Durac încearcă să ne spună astăzi cum putem să scădem nivelul colesterolului din sânge. Ok, bun. Și mulțumesc foarte mult pentru invitația la aici, dar cum se știa toată lumea, eu stau din America la fel de, despre detox și detox specialist, dar toată lumea știa, asta foarte important, eu nu e medic sau doctor, asta tot care sunt explicat, dar ajută și toate ingredientele care tu am văzut, este tot în natură și în viața la noi, în bucătărie la noi. So, nu are ceva miracol în alta lume. Exact, și deci dar aveți la îndemână, puteți să găsiți chiar la voi în bucătărie tot ce va folosi Cesur Durac pentru o simplă rețetă de scădere sau echilibrare a colesterolului. Exact. Ajută la noi. Deci ajută și nu vindecă, da? Exact, asta eu vreau să termin. Ajută la noi. Pentru asta, te rog frumos, nu contează cine a explicat ceva, nu pot cineva spune. Asta este tratament sau trata direct la ceva. Asta este, dar ajută lângă. Pentru asta, nu uita să, înainte tu fac ceva, dacă are problema la cronic bolnav ori altă problemă, înainte tu fac ce sunt explicat ori altcineva, tu vorbesc la doctorul voi dacă ok sau nu ok pentru tine. Pentru că tu și doctorul tău știa cel mai bine despre tine. Asta dar ajută și lângă la medicament la care recomandat doctorul voi. Și doi, și dar tu faci așa rețeta la noi, ajută la noi, nu enough. Deci nu e suficient să faceți această rețetă acasă. Alta. Asta e un plus și vă ajută, exact. Da? Ajută medicația recomandată de medic. Exact. Deja am povestit, le-am spus. Exact, da. Important, tu schimbat viața ta. Stilul de viață. Stilul de viață, așa. Mulțumesc foarte mult. Stilul de viață. Pentru asta fiecare de dată sunt ori alte prieteni mei recomandat. Exemplul, dacă tu schimbat viața, stilul de viață, asta după pot să schimbat sănătatea ta, tu mai sănătos. Exemplu, dacă nu faci plimbare, sport, fiecare zi 5-6 km, dacă tu nu faci
mișcare, dacă stai tot azi în computer fața la birou în acasă și din aplicație comandat mâncarea și tu nu faci nimic, nu are medicament, nu are mâncare, nu are rețeta, nimic, tu ajută de tine. Exact. Asta, deci să nu asta fim sedentari. Asta e foarte important, să ne mișcăm. Și pentru asta sunt explicat la fel cum se știa acum aproape 10 ani în toată România. Avem exemplul mult, dar în Bodrum avem un center, detox center, care ajută la persoane care nu are disciplina. Pentru asta sunt trimit multe persoane la acolo, stau unde liniștit acolo și tot sucurile, tot organic, natural. Și la fel, afară la dieta bun, organic și sucurile, ce avem acolo, tu ajută tu relaxarele minte. Aia, deci și importante. Stresul mental e foarte dacă important. Are... Deci să reținem sport și minte, relaxare și la minte, exact. Stau departe tot stres și minte nu e ocupat 24 ore, dacă tu așa nu poți, tu dormi în seara, tu gândești, tu dormi, dar când te trezești dimineața tu fii foarte obosit pentru că tu gândești, tu dormi, dar tu nu dormi pentru că are multă în minte, trebuie tu relaxare la minte și suflet important. Și cum spune în engleză, body, mind and spirit. Frumos. So dacă tu schimbați în stil de viață tot trei asta, după tu să fii sănătos. Și restul tot dar ajută de tine lângă la medicament, lângă la medicină care doctorul voi recomandat de tine. Da. Și hai să explicăm. Apropo de asta, ai foarte mare dreptate. Sunt foarte multe persoane care somatizează. Da, deci mă doare tot corpul, mă doare inima, mă doare spatele, mă doare toate organele. De ce? Tocmai pentru că are panic. Și multe tu... persoane care eu gândești are oso panic atac. Exact. Frică atacuri mult. De panică. Da, și după gândești am problema inima, am exact. Problema aici, asta este pentru că are problema mentalul și suflet, nu e relax echilibrat și nu e relax suflet și minte. Liniștit pentru asta. Sufletește, are da. Panic atac persoane, are multe persoane așa care are panic atac. Și acum probabil mai mult persoane înțeleg cât e importante tu faci detoxifiere minte și suflet la fel, dar mâncarea, dieta, rețeta nu ajută la sănătate. Și înainte de am explicat rețeta, eu vreau să spun altceva, asta primul live după tare la noi schimbat numele. Așa. International oficial, până la acum în engleză toată lumea oficial, adică vorbesc de Turcia, Turkey, da? Și acum oficial în tarul nostru, în tarul la noi, numele schimbat din Turkey to Turcie. Și după acum to West in tota international, numele tarul la noi Turcie și vreau în toată România care să se vezi știe, la noi, nu? Tu ești știat și după acum când te scrie despre la noi, tare la noi, te scrie Turcie. Mulțumesc pentru asta. Bun, eu zic așa, pregătiți-vă, luați-vă un pix hârtie și notați-vă, anunțați-vă și vecinele, pentru că urmează realmente o rețetă foarte importantă care vă va ajuta la scăderea nivelului de colesterol. Luăm un scurt moment de publicitate și revenim. Aveți timp să vă pregătiți, da? Foarte important. Rămâneți cu noi! Gata? Sunteți pregătite? Pregătiți? Noi începem, notați-vă, așadar, stil de viață sănătos, mișcare, gândire pozitivă, nu vă certați cu vecinii, cu soții, cu soțiile, ci fiți pozitivi și urmăriți această rețetă și încercați să o faceți și voi. Hai să vedem. Ce ingredient trebuie pentru rețeta asta, care înainte am pregătit puțin, nu pierdem timp, trebuie aproape de atât. Ghimbir, da. Ghimbir, cum spune română, fiecare dată dificil tu faci. Radem ghimbirul, aproape asta. Și lasă mine aici în burcan. Și după trei căței de usturoi. Da. La fel tu facem foarte mici pisele. Bucățele mici de da, usturoi. Da. Și după
trebuie un la mie, suc de la mie. Aha, un deci suc. O lămâie întreagă, sucul îl combinăm acolo. Dar fără sambure, am fost cu sambure scuzat. Da, și... aici, bun, asta. Deci până acum 3 căței de usturoi, o bucățică mică de ghimbir rasă și sucul de la o lămâie. Usturoi. Și după un linguriță oțet de mere. Aha, deci o linguriță oțet de mere. Mere, dar fiecare dată care eu explicat cel mai bun oțet care tu făcut în acasă ta. Cum se, eu cred că m-am dat, tu fac iogurt din acasă natural și oțet din acasă natural, tot este mai sănătos și trebuie aproape din lingura asta mare, dar două lingura de oțet de mere. Bun. Și după de asta. Până acum cred că are un gust, fost gust. Lasă după cu miere. Mierea mai rezolvă. Da, fără miere. Exact, tu ajută la fel. Și un linguriță de mere natural. Trebuie să găsesc mere natural. Și după faci asta, cum se spune, like, amestecăm. Dacă vrei, poți să, eu nu vreau tu faci multe noți în televiziune, de regie la toată lumii. Poți să tu faci în blenderul la fel, tu ajută-te tine, tu faci amestica. Da. Și după poți să lasă în un borcan mici. Punem într-un borcanel. Da, mici în frigider. Da. Pentru că tu bem 2-3 zile, merge asta, tu faci fiecare 3-4 zile cât termină natural. Și cum consumă? Fiecare dimineață, înainte la mic dejun. Deci pe stomacul gol. La stomacul gol, înainte la mic dejun. Fiecare dimineață, un linguriță mare, dacă consumă, tu ajută de tine. Cum am explicat, încă o dată... Deci ajută la scăderea colesterolului. Colesterol și la fel, nu știu cum se pronunță, trigliceride. La fel pentru trigliceride. Trigliceride. Tu ajută asta. Să știi că nu e rău deloc. E normal. Asta tot separat mâncăm. Usturoi mâncăm. Tot simt puternic. E puternic. Tot. De la ghimbir. Da, știu. Mâncile, probabil, înainte sunt făcut puțin mult la ghimbir, cum s-am spus, mici, foarte mici. Nu e mult la ghimbir, foarte mici. Am luat mai și mult. Și tu mâncat mult cât tu vorbesc. Și trebuie, cum am spus, tu amestecat la fel. Asta putem. Dați un pahar de apă. Deci se uită toți bărbații aici la mine, unul nu-mi dă un pahar de apă. Ia, cum e? Foarte puțin puternic, dar îmi place. Dar e puternic, nu? Da. Puțin puternic, dar dacă vrei ceva, tu eu am vrut să-mi scadă colesterolul brusc, știi? Da. Adică eu din 250 am vrut 100 acum. Nu posibil, pentru că, cum se știe, cum am spus, tot care are ingrediente, asta fiecare zi, avem în bucătărie la noi care te mâncat la mie ori ghimbir sau... Nu, dar știi ce n-am făcut? Ăsta trebuie mixat, da? Da, eu am normal, luat așa... trebuie tu mixat pentru că asta are de usturoi puțin pisele mare și nu combinat foarte bun cu miere. Exact. Și după tu faci în blenderul mixat mai mult, amestec mai mult. Dar it won't be așa puternic și, cum am spus, nu e așa mult ghimbir, puțin ghimbir. Da, da, da. Și dacă vrei, da, toată lumea de informații, recomandare și despre alte rețete sau cum să avem un stil de viață, pot să următoare la mine, pagina mea Instagram Cesur Durac Official și avem Facebook Cesur Durac Official și YouTube și acum am deschis TikTok, merge foarte bine Cesur Durac Official, pot să următoare mai mult rețeta și
recomandare și dacă nu poți să faci de tine multe programul, pentru asta avem OSO Detox Center în Bodrum, poți să contact la noi, tu mergi acolo săptămână 10 zile, tu faci detox cu doctorul la noi în Bodrum și specialist la detox fiere tot acolo. Pentru că asta spuneam că e foarte important înainte de orice să consultați medicul, să vă faceți exact analize, iar toate aceste rețete vă pot ajuta în echilibrarea voastră și mentală și sufletească și mensana in corpore sana. Exact, exact, nu? Exact. Mulțumim frumos! Cu mare drag! Dăm legătura domnului Cristi și îi promit că îi păstrez bolul acesta de licoare pentru echilibrarea colesterolului domnului Brancu. Ce zici? Vrei, ți-l pun așa într-o sticluță și dimineața când te trezești dai un gât așa de... Păi, o să cânt și eu ca top și sub dimineața pe răcoare. Dac eu puțin la licoare și la răcoare, că de mine... Cu ghimbiru cât de mare și lămâia... Cum e? Și mai tare. Și mai tare. Că trebuie să stai bine, da, cu lămâile. Da, înțelegi, bine, că dacă nu stai bine... Și cu sâmburi. Da. Și doamnelor și domnilor, îi mulțumim foarte mult lui Cesur Durac, prietenul emisiunii noastre. Căutați-l pe Facebook, pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok. Bine că vorbește Cristi mult ca să pot să iau eu toată licoarea asta, gata. Am înțeles, da? Aveți legătura. Avem legătura, doamnelor și domnilor. Mulțumim, Cesur. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Acum un an de zile am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni și omul care avea cu siguranță un rol de înger păzitor pentru zeci, sute de oameni, oameni pe care îi cunoștea, pe care îi prețuia sau pur și simplu oameni pe care nu-i cunoștea. Este pentru prima oară când într-un studio de televiziune îi puteți vedea chiar acum pe cei care îi poartă numele și care îl iubesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, acum un an de zile l-am pierdut pe cel, pe Țuțu Condurățeanu, pe Florin Condurățeanu, soția, fiul și nepoata vor veni chiar acum în fața dumneavoastră pentru a vorbi despre Nea Țuțu și despre ce s-a întâmplat în ultimul an de zile. Îi invităm alături de noi. Vă pup pe suflet! Vă rog să las loc, să rămână doamnă, mă bucur să vă văd. Răzvan, bine ați venit! Da, eu cred că o parte din toată, bucuria pe care am avut-o în calitate de moderator a venit și de la faptul că atunci când aveam nevoie de Nea Țuțu, Nea Țuțu era, Condurățeanu era întotdeauna alături de noi. Nea Țuțu era întotdeauna omul cu extrem de multe informații la el, un jurnalist adevărat. Și dacă mai mi-aduc aminte ceva, a fost o școală media la care predam și ea era pe același hol cu Jurnalul Național. Și de fiecare dată când treceam, auzeam vocea lui Nea Țuțu care răsuna pe tot holul în momentul în care povestea sau scria ceva. Cred că unul dintre marii povestitori și marii făcători de bine din România a dispărut și, repet, o parte din binele lumii nu s-a mai făcut la fel de când a plecat Florin Condurățeanu de pe această lume. Din acest motiv, ceea ce vedeți acum este și faptul că acești oameni sunt alături de mine, e ca o formă de mulțumire pe care n-am avut ocazia să o fac decât în grabă, că nu mă lăsa foarte mult, pentru că de fiecare dată când îi mulțumai lui Nea Țuțu, Nea Țuțu îți mulțumea de două ori mai mult, vorbeam mai frumos despre tine, Nea Țuțu, dar ești grozav. Și întotdeauna avea un cuvânt bun pentru toată lumea. Cum a fost anul ăsta fără Nea Țuțu? Cu cine să încep? Doamnă, la microfon. Ce pot spune? Pot să spun că a fost un an îngrozitor de greu. Nu mi-am imaginat că o să fie așa de greu. Deci în fiecare zi, dar în fiecare zi, intrând acasă, i-am auzit vocea. Într-adevăr, avea un timbru al vocii inconfundabil. Inconfundabil, deosebit. Și avea, pot să spun chiar așa, că pentru mine un ton anume. De fiecare dată când deschideam... Noi nu știm. Da. Noi, deci, da. Întotdeauna Nea Țuțu, care a lucrat și cu Adrian Păunescu, da, și atâția oameni fenomenali, avea un dar al oratoriei, ca da, să zic. El vorbea într-un da, fel. Era un anume ton în care era dragoste, admirație. Era ceva deosebit.
Și acum eu nu mai pot să intru acasă. Eu locuiesc încă la Răzvan și cu Eva, pentru că eu de câte ori deschis și am crezut că asta va trece foarte repede, am zis va fi o lună, două, trei, după care mă voi duce înapoi acasă. Eu nu pot deschide ușa fără să mă gândesc, fără să-i aud vocea și fără să-l caut, pentru că spunea, ai venit? Ești obosită? Vino să văd cu ce te-ai îmbrăcat astăzi. Apropo de pasiunea lui teribilă pentru haine. Deci da, el și pentru era culori. Pentru culori. Era un pasionat. Eu pe clasic și el tot timpul vesel, culori vesele, se îmbrăca tot timpul tinerește, așa cum spunea el. Vreau să-mi cumpăr singur, nu primea cadouri din partea mea niciodată de ziua lui, decât bani. Eu îi ofeream bani și spuneam, cumpără-ți tu ce vrei, pentru că am încercat de câteva ori și am cumpărat, cu, bineînțeles, pe gustul meu. Gustul meu era clasic, culori unii, iar el, la un moment dat, mi-a spus destul de jenat așa, mă, te rog să nu mai îmi cumperi, pentru că mie îmi plac culorile vii. Eu vreau ceva tineresc, vreau ceva vesel. El era foarte vesel și cu inima deschisă, îi plăcea lumina, îi plăceau oamenii drăguți, îi plăceau oamenii... Îi plăcea să fie între oameni. Deci Natusul era, el iubea și a fost... Da. Deci el a trăit prin faptul că era cu noi tot timpul direct. Exact, exact. Asta îi dădea tinerețe și viață. Nu îi plăcea singurătatea, era, cum să spun, tot timpul căuta companie. Dacă rămânea singur, el trebuia să vorbească la telefon, să felicite pe cineva, să laude pe cineva, să vorbească cu un doctor pentru cineva. Suna la salvare, odată s-a auzit telefonul, eu eram acasă și doamna de la telefon i-a recunoscut vocea, a sunat la telefon pentru că nu știa numărul spitalului respectiv, fusese rugat de către cineva să intervină, o persoană total necunoscută, și când a sunat la telefoane să întrebe numărul medicului, a spus, da, domnul Condurățeanu, ce doriți, fără să se prezinte. Deci vocea aia lui era extraordinară. Câte perechi de ochelari avea Neatuțu? Pentru că eu, dacă n-am văzut 20 în emisiune, n-am văzut niciun albastru, roșu, galben, maro. Toate culorile. Aici da, cred că avea pe comandă că toate erau același format. Era cam același fel de o pereche de ochelari, dar cu lentile diferite. Da, da, da. Răzvan. Își comanda tot timpul cât o pereche de ochelari, îi plăceau foarte mult pentru că le-a sortat totdeauna cu cămășile și cu sacourile. Întotdeauna. Deci întotdeauna când Neatuțu avea ochelarii roșii, avea ceva, o nuanță de roșu sau galben sau asta, fenomenal. Avea avea haina aia de piele a lui. Sau cămaș. Cămașă deschisă, frumos, Neatuțu, falnic, așa cum era el. Da, Tuțu totdeauna era un tip foarte modern. Păi eu vreau să vă spun că în anul, cred că în 1993, am văzut la Tuțu o combinație de culori foarte frumoasă. Era vară, era la Jurnalul Național, era deja la Jurnalul Național atunci, și a apărut într-un costum gri cu o cămașă roz. De, mie nu mi-a venit să cred, eu fiind Dar el avea copil, dreptate. El avea foarte mare dreptate. Acum am realizat în ziua de astăzi, la vârsta asta, acum înțelegând foarte bine ce înseamnă cu coloratura asta a ținutei și, cum să spun, tot timpul să fii în trend în culorile și cum te îmbraci vis-a-vis de cămaș, cravată, pantofi, curea și așa mai departe, ciorap. Și mi-am dat seama că el era un timp modern de tânăr. Și așa și este. M-am uitat în niște poze din trecut și Tuțu era un tip foarte elegant, așa. Totdeauna el a fost la costume, cămașă, cravată, când era tânăr. După care aici, în partea a doua, ca să zic, a început cu chestii de, cum să spun, de tineret. Începuse să se schimbe un pic. Cămăși cu mânecă scurtă mai venea uneori. Cămăși cu mânecă scurtă, exact. Îi plăce, nu mai mergea cu cravată și îi plăcea să meargă cu cămăși cu sacouri deschis. Da. Exact cum ați prezentat dumneavoastră la cămașă. Și, ce să spun, era... ceva așa mai deosebit, ca să zic. Avea Răzvan, un mod de a lui de a fi... Uite, o să vreau să te întreb despre relația tată-fiu, pentru că acum noi n-am apucat să vorbim. Da. Tuțu vorbea deseori despre tine. Da. Tuțu se... Florin Condurățeanu tot timpul se gândea
cum să-ți fie bine. Și ne povestea, uite, băiatul meu, Răzvan, a făcut, nu știu ce, a fost un accident, ne-a povestit de accidentul tău, uite, ne întreba, uite, băiatul meu. Deci, el nu numai că era normal să se bată pentru familia lui, familia lui era foarte mare, el ajuta oameni pe care nu-i cunoștea niciodată, adică lucru care în lumea asta nu se mai întâmplă. Noi nu ne ajutăm, adică nu că nu ne ajutăm, oamenii se trădează în familii. Nea Tuțu îi spuneam, uite, are nevoie, nu știu care, nici nu întreba cine e. Nea Tuțu, uite, am nevoie de un doctor acolo. Suna, mari profesor, cum spunea el. Pac, 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 pac. Fabulos. Vreau să te întreb despre relația între tine și el, pentru că sunt convins că a fost o relație cu totul special. Adică dacă cu noi se comporta paternal, dar cu tine. Da, era un... Da, Tuțu era un tip așa când, cum apărea el așa peste tot în, la televizor, în viață, de zi cu zi pe stradă și așa mai departe. Acasă era un tip foarte protector așa și tot timpul mă suna. De exemplu, eu vorbeam cu el de 3 ori pe zi. Dar nu trebuia să avem un subiect anume de discuție. Mă suna ca să mă întrebe. Mă, ce faci? Bine, ești bine? Da, sunt foarte bine. Ce ai făcut cu problema X, de exemplu? Și eu trebuia să-i spun. Dacă nu-i spuneam cuvânt cu cuvânt, mă certa. Mă, dar mie să-mi spui cuvânt cu cuvânt. Eu ți-am spus că vreau să văd cum a fost reprodus, cum a fost textul, ca să înțeleg contextul, să nu știu ce, că gândea și frazele, mă înțeleg, și tonul, și cum puneam problema. După aia nu era zis să nu mă sune de două ori să mă întrebe ce face Splendida. Splendida este domnișoara de aici. Fata mea, nepoata lui, și mulțumesc, și tot timpul îmi spunea ce face Splendida. Mă, dar a citit, astăzi a citit, dar la școală, cum a fost, a luat vreo notă bună, era, cum să spun, așa este exact cum a spus și cum ați remarcat, era un tată protector așa și tot timpul vroia într-adevăr să-ți fie bine. Și el, chiar dacă tu nu-i spuneai nimic, el anticipa și te suna. Da, el anticipa și te suna. Deci dacă tu nu țineai minte, ca să spun, ți-aducea el aminte că trebuia să faci ceva ce vorbiseți, vorbit voi doi. Da. Astăzi, ieri, alaltă ieri, nu se pune problemă. Ce pot să spun? E o mare pierdere, în primul rând, pentru noi. Astăzi e o zi foarte grea. 28 iunie este o zi groaznică, în care este ziua în care el a murit, în care eu l-am luat de la jurnal și pe drum spre casă mi-a spus nu ne oprim la spital. Oamenii, mă duce acasă, că știi că vreau să mă întind, că o să trecem noi și peste asta și tot o să fie bine. Chestia asta, cuvintea asta nu o să le uit niciodată. Și după aia, când am ajuns acasă și a căzut în brațe pe hol, a fost ceva groaznic, deci ce să spun, niște amintiri care nu o să pot să le uit niciodată în viața mea. Și pe lângă că nu o să pot să le uit, o să fie o durere în suflet toată viața, cât o să trăiesc eu, el o să fie în gândul meu. Și al nostru, bineînțeles, al mama, al copiii, al nepoatei. Mă gândesc tot timpul și când dorm seara, mai mi-a apărut de vreo 2-3 ori în vis, așa, tot așa, trecând pe lângă mine și spunându-mi aceleași cuvinte, o să fie bine, stai și nu se întâmplă nimic, noi oricum suntem puternici și trecem peste. E o durere care o să țin minte tot timpul și o să mă marcheze tot timpul chestia asta. Doamnelor și domnilor, după pauză, cu siguranță că Nea Tuțu ar fi vrut să păstrăm pur la bun buș, cum se spune, să ascultăm și pe Splendida vorbind despre bunicul ei. Stați cu noi și ne întoarcem. Vă pup pe suflet! Întâlnire rarisimă, doamnelor și domnilor, dar așa cum și-ar fi dorit și Florin Condurățeanu, pentru că aici se află inima lui Florin Condurățeanu, care a fost împărțită în mii și mii de bucăți, care au ajuns la atâția oameni pe care Tuțu Condurățeanu i-a ajutat, i-a mângâiat, le-a povestit. Ei bine, adică aș putea spune sufletul lui este aici, soția, fiul și supranumita Splendida, e vorba despre nepoată.
Am o întrebare care m-a bântuit de când am știut că veniți. Neatuțu n-a cerut nimic niciodată, în schimb, pentru ceea ce a făcut bine în jurul lui. Din când în când ne-a cerut ajutorul atât cât s-a putut și noi am dat mai departe și Dumnezeu le-a rânduit. După ce Neatuțu s-a dus, ați mai simțit, adică cum ați simțit reacția oamenilor, miilor de oameni sau a câtorva oameni? Ei s-au mai întors către dumneavoastră? Da, da. Pot să spun că da. Sunt foarte curios, că lumea general după ce cineva dispare cam uită. Bine, uită în timpul vieții, dar aminte când te duci. Nu, să știți că eu am rămas surprins plăcut, pentru că foarte multă lume l-a apreciat Pățuțu. Foarte multă lume. Vreau să spun că peste tot, cu câți mă întâlnesc și cu cine vorbesc, că sunt cunoscuți, că sunt necunoscuți sau că intru într-o instituție sau, nu știu, într-o locație, ca să spun, să știți că tot mulți îmi spun condolențe. Că a fost un om foarte bun și ne pare rău că s-a... Deci n-am auzit niciodată niciun cuvânt decât de bine și că a fost un om bun și care a făcut mult bine și a fost foarte săritor. Ceea ce pe noi ne umple de, cum să spun, de bucurie și avem o liniște așa prin faptul că și o încredere în noi și în numele ăsta Condurățeanu, pentru că Țuțu a putut să aducă acest nume la această valoare. Spune-mi ceva despre... Vă rog. Să vă povestesc că mi-a venit acum o întâmplare acum de curând. Deci am cumpărat pentru parastas niște flori pentru cimitir. Erau niște ghivece și m-am dus deci la un florar. Și mi-a spus, dacă luați trei, deci una este gratuită. Și am spus, perfect, pentru că îl iau pentru cineva care este decedat și chiar îmi trebuiesc cu soț. Și a zis, da, ci aveți pe cineva apropiat? Și am zis, da, pe Florin Condurățeanu. Și a spus, da, domnul care spunea, vă pup pe suflet? Zic, da, pe domnul care spunea vă pup pe suflet. Și a fost foarte impresionat și atunci mi-a mai dat încă niște flori pentru domnul. Deci nu l-a uitat lumea. Nu vă spun că în timpul vieții de câte ori ajungeam cu el undeva, s-a descărcat, am făcut-o, pot să divaghez puțin. Am fost... Am o excursie la Atena și în momentul în care autocarul nostru a sosit de la București, au mai sosit încă niște autocare din țară. Și noi am coborât. Eu, timp de 2 ore, n-am mai putut sta de vorbă cu Țuțu, pentru că toată lumea din autocare, sau, mă rog, marea majoritate, au venit la el pentru autograf și pentru a sta de vorbă cu el. Cu vă pup pe suflet. Așa este. Știți? Da, avea, doamnele, domnule, avem câteva poze absolut fabuloase. Astea pozele. Acesta este Răzvan. Da, cu Răzvan. Da, când era mic. Da, așa, uitați, așa era de elegant, așa se purta Țuțu în fiecare zi. În fiecare zi. Foarte frumoasă. Tatălui... Da, lui Țuțu, bunicul meu. Foarte aici frumos. Erau ei doi când erau tineri. Cununia noastră civilă. Aici erau bunicile mele și cu bunicul meu și eu mic. Foarte frumos. Foarte. Aici erau la... Știți la cum comunie. Se făcea înainte cu cununie religioasă noi, în casă, pentru în casă. Că nu era voie așa pe este. Vremea aceea. Da. Așa este. Da. Foarte frumoase fotografiile. Da. Unici nu l-ați mai văzut niciodată pe Florin Condurățeanu astfel. Cum îl ții minte pe el? Da. Păi, sincer, el a vrut să fie ținut minte ca un om... Adică, în primul rând, moartea lui n-a vrut să fie o povară pentru familie și... și mie mi-a spus să nu te îngrijorezi, să nu te așa, pentru că o să fiu bine, etc. Și eu l-am ținut minte ca pe o persoană foarte fericită și așa mi-a spus și el. Nu știu, mie personal mi-este foarte dor de el și cred că la foarte multă lume ne este. Și în primul rând era foarte sfătos, el așa ca o persoană era foarte sfătoasă și spunea mereu, Eva, uite... Mă sfătuia mereu în tot ceea ce făceam, cu cariera mea, cu școala mea, cu activitățile mele, cu orice. Cum a spus și tata când îl suna și întreba de mine, uite, Eva face așa, ce mai face Eva, cum mai e Eva? Și el mereu spunea, uite,
cineva e bine, cum e mai cu școala, etc. Și chestia asta e un lucru pe care nu cred că multă lume știa despre el, că el e o persoană foarte sfătoasă și că mi-a spus și el foarte, de foarte multe ori. Eva povestește și vorbește foarte mult și chiar asta fac și în ziua de astăzi și e un lucru foarte important pentru mine să țin legătură de sfaturile lui. Foarte frumos, cont de sfaturile lui și îmi dau seama din lacrimile tale că voi ați avut o relație cu totul specială. 100%. Te răsfăța, adică te răsfăța, da. Cum vă... Ne înțelegeam, nu? Da. Păi, sinceră să fiu, eu cu el personal ne înțelegeam extraordinar de bine, adică aveam o relație deschisă, o relație în care vorbeam foarte mult și nu cred că multă lume știa lucrul ăsta, pentru că mai mult chestia asta era între mine și el. Și, nu știu, adică era așa, o persoană foarte... și amuzantă câteodată, zice, aveam și momentele noastre împreună, eu cu el, în care râdeam și așa mai departe, aveam momente împreună din vacanțe, asta care era partea mai personală a lui, dar asta aveam să o accentuez pentru că, nu știu, adică el așa ca persoană, foarte sfătos, foarte fericit, adică... Și mi este, din nou, trebuie să repet lucrul ăsta, pentru că e foarte important. Nu este foarte dor de el, mie personal. Și dacă ar fi fost aici, sincer, ar fi fost mult mai bine, normal, pentru că aș fi avut pe cineva cu care să mă îndrume în carierele mele și așa mai departe. Cu toate că părinții mei o fac deja. Dacă era și prezența lui aici, sincer, era mult mai bine. Simt că prin lacrimile tale trece și durerea lui Răzvan, pe care îl simt foarte emoționat în acest moment. Zi-mi un lucru grozav pe care ți l-a spus pentru tine, pentru sufletul tău, Eva Neațuț. Păi mi-a spus un lucru pe care l-am mai repetat de foarte multe ori. Mi-a spus să povestesc mereu. Ăsta a fost un sfat din nou... care mi l-a dat el. Mi-a spus să vă povestești și vorbește foarte mult. Pentru că asta nu doar că mi-ajută dicția, dar mi-ajută și vocabularul și el ținea foarte mult la școala și la educația mea. Foarte bine face. Și asta este un lucru pe care eu l-am ținut foarte mult la el, faptul că îi păsa. Și asta este un lucru care pe mine și care fac și în ziua de astăzi, deci practic m-a atins foarte mult lucrul ăsta. Mi-a spus, Eva povestește și vorbește foarte mult și să-ți se audă vocea, să-ți se audă vocea ta peste tot unde mergi, pentru că știți că el avea o voce foarte puternică, da, și da, vorbea, da, da, foarte tare, da. Și mi-a spus și mie să fac același lucru. Eva vorbește foarte mult, să-ți se audă vocea peste tot. Și ăsta e un lucru care asta a rămas cu mine, vă dați seama, și e foarte important și în ziua de azi, da. Doamnelor și domnilor, cei mai tineri, copiii întotdeauna au toată emoția lumii și, de fapt, acolo unde sunt ei este curățenie, sinceritate și iubire. Unde sunt expuși acești ochelari pentru cei care vor să știe? Sunt expuși la Spitalul de Ochi. În partea stângă, lipită a Spitalului de Ochi, este acest de ochelari, unde Dana Balahura, care este doctorița de acolo, i-a făcut aceste 15-20 de perechi de ochelari care Țuțule are. Și eu aici am dus poza, am vorbit cu ea, ea mi-a spus, te rog, adu-mi, că vreau să-i fac un ravlu Țuțu. I-am dus o parte, cred că mai am vreo două perechi de ochelari acasă, care le-am păstrat așa ca amintire. Aici sunt o parte mare din ochelari, plus poza lui, care se vede din stradă. Deci când treci pe stradă, îl vezi pe Țuțu pe raftul lui. Foarte frumos. Înțeleg că ne apropiem cumva de final. O să fie și o carte despre viața lui Țuțu. Da, o să mă apuc acum să scriu o carte care se va numi Te pupă suflet, unde o să merg și la OSIM. Am vorbit ca o să înregistrăm, o să fie marcă OSIM, Te pupă suflet. Și când o să lansăm cartea, nu vreau să dau un pronostic sau nu vreau să dau un termen de timp, dar o să vă invit cu mare plăcere să fiți alături de noi. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, trebuie să știți că Neațuțu avea un ritual. De fiecare dată, înainte să intre la emisiune, își lua
o cafeluță mică într-un pahar de plastic și lua acea lopățică. O lopățică în care mestecat în cafea. Neatuțu vorbea, învârtea lopățica în mână și în timp ce vorbea, lopățica se rupea și făcea mici bucățele. Orice întâlnire cu Neatuțu însemna o lopățică, lopățica aia mică și pe care o făcea amărunt și vorbea. Și întotdeauna când venea Neatuțu la emisiune, mai stăteam încă pe atâta după că mai aveam de povestit. Vreau să vă spun, îmi cer scuze că intervin, dar vreau să vă spun apropo de asta, odată Lutuțu i-am găsit în buzunarul la un saco un pumn așa, de aceste bucățele de plastic de la lupețelele alea, care cred că le băgase într-o emisiune în buzunar și au uitat să dă ele. Corect. Știți, da. O ultimă întrebare, grea, ușoară, în orice caz, nu are legătură cu faptul că dacă mulți oameni trăiesc, pentru că Neatuțu a pus o vorbă bună. Deci Neatuțu trăiește și prin ceea ce a făcut și prin faptul că trăiește prin acei oameni. Dacă l-ați mai vedea o dată, ce i-ați spune, doamna Condurățeanu? Am trecut și trec zilnic prin fața clădirii în care el lucra la Băneasa. Da. Și în fiecare zi îi spun și îl întreb de ce ai vrut să pleci, pentru că el știa. El a știut. Deci el știa și voia să plece în picioare, așa a spus, vreau să plec în picioare și de la servici, lucrând. Nu vreau să fiu într-un spital, nu vreau să fiu pe un pat de spital. Deci el a știut și eu în fiecare zi îl întreb de ce, mai ales pentru faptul că în ultimele luni se simțea slăbit, normal, nu a picat chiar așa dintr-o dată, iar eu mă țineam așa ca un scai de el și spuneam, te rog, mergi și fă-ți niște analize, atât, nimic mai mult. Și de fiecare dată, ca să nu mă supăr, îmi spunea, da, mă voi duce. Și nu se duce. Și bineînțeles că nu s-a dus și în fiecare zi, acum îl întreb de ce? Of, Doamne! Eu i-a spune o singură frază, i-a spune, dacă l-aș vedea, i-a spune atât. Să nu mai pleci niciodată. Eva. Eu, sincer, l-aș fi întreba s-a dus să primească ajutorul pe care trebuia să-l primească și, cum a zis și bunica mea, pentru că el avea o frică de spital și aș fi vrut să-l întreb, de ce n-ai făcut ceva când puteai să faci ceva? Pentru că așa trebuia să fie scris. Da. Și a fost scris acolo în stele și a fost înscris în stele s-a întâmplat așa cum a vrut el, pentru așa că s-a exprimat. Vreau să mor în picioare. Copacii mor în picioare, doamnelor și domnilor. Mulțumim foarte mult familiei Condurățeanu. Mulțumim și noi foarte mult. Cu mare bucurie, oricând ne putem vedea. Eva, să crești mare. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, imediat vom trece în alt registru. Până atunci, domnul Iulian are o propunere spectaculoasă și azi pentru voi. Dragă Cristi, bună ziua. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Văzând că este sezonul ciupercilor, hibilor de vară, astăzi m-am gândit să fac niște clătite sărate, aromatizate cu pastă de trufe, umplute cu ciuperci și hrib și o să facem și cele umplute cu brie. Astăzi recunosc că am făcut baie de vădouri cu motorul, că vremea azi a fost așa, ba era ploaie, ba era soare, ba era ploaie, nu mai contează, deci merge rețeta foarte bine. Ce avem nevoie? Făină, pastă de trufe pe care o ajutăm cu acest ulei de trufe albe, hribi, ciuperci proaspete, bacon, o ceapă micuță, niște brie. Am să dau drumul prima dată la ciuperci, că așa e, între timp reușim să le răcim, după care o să facem compoziția de la clătite aromatizate cu trufe. Eu am să mă apuc de treabă, drag Cristi, te rog, iei legătura. Da, doamnelor și domnilor, cam serios, domnul Iulie, astăzi. Poftim? Cam serios un pic așa. Bă, era și tema serioasă înainte. Am făcut și baia azi de două ori cu motorul și prefer să fiu mai serios. Da, doamnelor și domnilor, îți dai seama, adică a fost cum cald rece. Cald rece, da. Trecem acum într-un alt registru, pentru că e momentul să trecem și prin garderobele vedetelor. Andreea, Simona și Alin Gălățescu se află alături de bine noi. După ce ai fost la emisiune, a venit Mădălin Voicu și a zis, băi, nu există bărbat cu pantalon
scurți. Zice, păi l-am văzut pe Alin Gălățescu la voi, că el învață haine, dar cum să poarte pantalonii aia scurți? Iată că se poate. El a zis, eu nu porc niciodată pantalon scurți, mă îmbrac în halat când și cu slip când mă duc la mare, în rest, pantalon lungi, cămașă, ce e aia, mă, bărbat în pantalon scurți. Bine, asta e ca și cineva care spunea că nu se poartă ciorapii aia scurți masculini. Dar există o lipsă de cultura modernității, evoluției modei. Sigur că da, există niște registre vechi. Era un joc, era, eu îmi permit orice, eu sunt un creier, nu sunt un icon vestimentar. Dovada că de-aia sunt și foarte relaxat. Teoretic, dacă spun o tâmpenie, e grav. Dacă arăt natural, nu spun, uitați-vă la mine, da, sunt minunat. Bine, domnul se poate, a venit acum de la pizzerie, pizzotecă, pizza la... pizzotecă! Așa, cum se chema aia, nu? Concursul mondial de pizzoteci. Da, e o experiență foarte... Și a venit fără pizza. A venit și... Lasă că ai da, fost anul trecut. Da, bă, ai fost fit, să... chestii, păi tatuaje, bă, e... Na, ei, ei au fost săptămâna trecută când matale nu erai și au ținut minte, da. Da, au ținut eu minte, că nu au plecat fără... Mâncare, a fost cineva fără... care a gătit, da, dar a fost lipsei. Un tânăr, dar nu se compara. Asta e bine, asta e bine, chiar vă mulțumesc. Am auzit că ai avut momente grele acolo, la pizzoteca, la daia, așa, eram alături de tine. La umba pizzarului bătrân. S-a furat un ceas. Mi s-a furat și ceasul. S-a furat și ceasul, da. Doamnelor și domnilor, hai să vedem o ținută, două, după care o să luăm și o pauză de publicitate, să vedem ce facem cu... ce facem cu Andreea? Andreea, ți-a fost frig, ce-i cu tine? Am zis să mai schimb puțin. V-am tot obișnuit cu ceva mai corset, short și atunci am zis sus nu e frig, dar în jos... N-ai mai văzut un blugi de mult. Nu mă țin minte de când am văzut un blugi. De culoarea neagră. Dar oricum corsetul ăsta e păturică, deci e format din atât de multe structuri de întărire, încât iar o mică plapumă pe ea. Am înțeles. Așa. Doamnelor și domnilor... E vorba de design aici, mai avantgardist puțin așa, să-i dăm un touch turistic. Vai, dragă. Deci... Ai intrat într-o zonă așa mai... Mergem acum. Este vorba despre Amalia Năstase și soțul ei într-o ipostază foarte de vară. Cum vi se pare? Sunt drăgălaș. Singura mea rezervă e maieul lui lăsat la vedere, dar și nu ține de ciorap sau de pantalon scurt, dar maieul ăla este un produs, un element tehnic de obicei, ca să nu iasă transpirația către cămașă, gen boxer sau da, așa. Și atunci lăsarea lui la vedere așa, n-aș putea spune că e cea mai inspirată. Ea, în schimb, e foarte drăgălașă și îmi place contrastul sandalelor roșii în raport cu rochia blă. Sunt niște simpatici. Mai eu dă foarte rău, dar este ok. Da. Ea este lejeră și diafană, e o rochie pe care poți să o porți cu ușurință și este recomandat acest gen la piscină, da? Este simpatică, într-adevăr, cromatica, după cum a spus și Alin, este una reușită. Pălăria pentru soare. Sunt cele despre care, nu ne spui vreun număr ceva, că ea de obicei când apare brandul ăsta cu haș, începe 30, 25, 49, ea a lăsat de ceartă în afara. Este varianta aceea cu inserție de croco, dacă nu mă înșel. E cu inserție de co-croco, dragă! Foarte frumos! E, ce să zic, dacă e sau nu, dar... Poftim? Am înțeles. Bine, vorba lui Tudor Gheorghe și tu îmi cer să fiu cu minte, da. Iar ei împreună sunt ok. Sunt exact așa cum trebuie pentru o zi relaxată. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe cu... Avem și poza emblematică pentru... Alin ne-a trimis ceva. Doamne, cum să vă spun? Pe vremuri se numea așa. Doamnelor și domnilor, moartea pasiunii. După o scurtă pauză la Exclusiv VIP. Mamă. Și noi cu activitățile obișnuite, Andreea își face niște fotografii. Ca prințesă. Final, am terminat. Alin comentează. Doamnelor, domnilor, nu mai putem. Trebuia, își dorea foarte mult. Aceasta este Lori. Nu, da, e... Dați-o și mare pe post, așa. Nu, Cristi, locația o știu, locația o știu. E frumoasă locația. Unde e locația? Unde? Dubova, e parș. Unde? E bine, Dubova, Mehedinți, pe zonă, pe acolo. Pe atunci e explicabil. E îmbrăcată ca la Mehedinți. Mie mi se pare corect. Cel mult zona Călăraș, Palatul Copiilor București, Ferentari. Ce are, mă, la Palatul Copiilor? Au venit niște copii aici de 1 iunie. Nu, dar în sensul că la copii nu te aștept să poți să pui orice pe tine. Adică eu personal n-am văzut o buluceală de produse
Pantalonia poate că au singurul sens că acoperă, mă rog, slipul sau ce e, dar totul este bine și-a trântit și o gugi de la pe cap, turtit proaspăt așa ca să mie, fie... Pe mine la pălăruța face toți banii, mor aici. Pe mine, uite-te la pantofi, probabil că sunt de firmă, dar arată... Nu sunt frumoși, sunt siniști, cum să fie frumoși. Arată cu tălpița asta albă, așa, odioși, perfect, se asortează cu inimioarele de pe bustirea aia care n-are nicio sens, iar pulovărajul ăla chiar... Bine, o maschează foarte bine în mediu, știi, dacă o întoși cu spatele, pac, și nu te uiți la reflectoarele din picioare, pulovărașul ăla cu pantalonașul o încadrează perfect cu a pizza asta și cu păduricea. E, nu știu, e totalmente... Nu știu are legătură niciun element are cu celălalt cu aici. Și atunci mi-a fost greu să cred că este ea. Are o coadă verde și un albastră. Nu, nici măcar cozile. Nu știu, ceva... Nu mă e de la pălărie, mă. Atârnă, atârnă la albastră și una verde. E cu feng shui. Deci nu, codițele ei sunt în spate. Să zicem că pălăria e ok din toată ținuta, dar în rest nu are legătură nimic. Absolut pălăria, deci este galbin, cu roșu, cu verde și cu albastră. Mă rog, într-o zonă a brandului, să zic, ceva un mare păsăroi pe cap. Dar e singurul element care este ok, Alin, din toată ținuta. Hai să fim serioși. Și pantaloni ăștia, oricât aș încerca eu să-i găsesc acum ceva, nu e ok. Dar despre Loredana, altceva vreau să spun. Ea, nici de cele măcar mai multe muntele ori... nu e frumos în spate, nu? Și eu știu de cine se ocupă de ținutele ei. E vorba de un domn care are în grijă un brand, apropo de acest lucru. Și de aceea, Loredana, de fiecare dată nu o vedem îmbrăcată cum ar trebui, ci cum vrea acest domn, care nu își face... Ar trebui să își schimbe stilistul. Așa cum trebuie, exact. Tocmai de aceea spun, nu este decizia ei, da? Nu este decizia ei. Mi se pare o culme a lipsei de cea mai elementară cultură vizuală și nu are o direcție proporție clară, stabilită, și transparent, cu tricotaj și cu piele întoarsă. Ceea ce este dezavantajul ei. Neavând o direcție clară și ai stabili cineva o direcție care să fie foarte bine gândită și dar care să se emuleze cu personalitatea ei. Dar și la imagini, are o obsesie să ne facă poze cu fesierii spre noi, adică în continuu, așa totuși. Băi, un mare artist, de ce un mare artist ar trebui să simtă nevoia să se exprime din punct de vedere strict erotic? Pe mine bustiera aia cu inimioare mi se pare că uite, la chinești, la Europa, nu se știe dacă să găsești. Dar codițele alea nu le-am văzut nici în cele mai mari coșmaruri estetice. Nu, da. Și pulovărașul peste tot. Am o întrebare așa omenească. Eu am pornit de la pantofi. Nu, eu mă uitam la inimioare, că între inimioare mijlocul inimioare. Și semi-transparent. Semi-transparent, da. Nu știu, eu vreau să vă întreb ceva. Pentru un mare artist sau pentru un om ca Loredana, care are 30 și ceva de ani de carieră, deci Loredana s-a lansat în 80... Bună seara, iubit, o mare hit, 80 și ceva! Păi acum arată, acum arată 30. Început, deci Loredana în curând face 40 de ani de carieră. Tu zici că o învață cineva, dar ceva în interiorul ei nu țipă? Totuși a trecut în niște... Adică, nene, mă îmbracă Gigel în fond de iarnă, dar eu nu zic, mă mâncavaș, ușor cu pianul pe scări. Nu vede exact în direcția nu aceasta, Cristi și automat... Exemplu, singurele ei chestiuni care le-am văzut interesante sunt niște costume derivate din folclorul rusesc, cred, cu niște fuste extrem de ample și cu niște cizme înalte. Acelea pe care le-a nimerit, probabil. Care arată foarte bine, dar sunt în concert. În rest, are un obsesiv al expunerii corpului, care nu cred că mai e cazul la asemenea colos. Și n-a pus corpul. Arată foarte bine. Dar aici, într-adevăr, este un curcubeu, frate. E cu șaurma. Este senzațională. Da, aceeași poveste, dacă te uiți, și aici are chestia asta. Vezi, vine cu fesa spre noi. Uite de la picior cum stă în rotație spre noi. Așa e în majoritatea pozelor. De ce trebuie să înainte? Adică un fund frumos, dar e un fund de femeie la... 40-50, nu știu cât are. Dacă are 40 de... Împârc. Păi da, dacă ea... Da. Dacă ea arată de 30... extraordinar, dar... De ce trebuie să acționeze pe direcția asta? Este un mare artist de netăgăduit. Adică singurele mari show-uri de muzică le-am văzut la ea și la Delia, dacă vreți, mari. Exact. Cu adevărat mari. Restul cântă bine. O fi zis că nu-i de ajuns, doar... Dar de ce chestia asta? Pe mine mă întrebam. Mai ales că ea e cu yoga, e cu chestii de metafizică, e cu... Cum poți să faci yoga și să... Cum spuneam, da, foarte ceva așa pe tine. Deci recunosc că această ținută bate nu orice fel de imaginație. Nu este absolut deloc o combinație reușită de această dată. Păstrăm, da. Deci pantofiorul să-i luăm, să-i aruncăm în lac. Da.
tot, dar rămâne dezbrăcată, dar ei oricum îi place. Nu se supără. Nu se supără. În costum de baie are foarte multe poze în costum de baie. Are și ceea ce se poate numi costum de baie, că mai avea câte o ațică. Da. Dar și acum are tot așa niște... Aia micro... zic, deci e sfăricica potrivită. Șnur, murit în... Singura mea dilemă este asta. Direcția un artist care nu mai are de dovedit nimic decât să evolueze în continuare pe laturile lui artistice, plusează pe niște chestii atât Ali de... Ali trebuie să schimbe stilul, asta e clar. Da. Oh, 100%. Deci dacă doamnelor și domnilor, dă la afară pe cetățean, mergem mai departe. Șalupa. Nu știu cine e, dar e praf. Da. Mergem mai departe. E aici puțină bulină de la Sânziana, toată lumea este îmbrăcată cu toată lumea și atenție, se asortează și cu mașina din spate. Nu dacă observați, adică treaba e definitivă. Și cu broască. Deci dacă cineva vrea să facă un studiu cromatic, nu e așa mai bine atât. Cum o fi lipit și mașina aia, că doar nu o fi pus autocolant. Cred că au căutat-o. Dar există acum, da, eu am o rezervă la asta, mama, fica și soțul și îmbrăcați la fel. Mie mi se pare o chestie pase, așa. Dar într-un show de resort de acum două zile, Marin Sere, care e un tânără designeriță de mare viitor, considerată una dintre revelațiile momentului, a băgat mamă și fiică îmbrăcate în aceeași familie. Păi vezi, mă, deci Sânziana deci e între și tu. Am o... Deci cumva am... Păi da, fii atent că fetița are și o jucărie care este... Da, mă, să zici, până una și broasca... Una, una într-o mână. Și broasca aia a greșit, e așa un ton un pic mai acid. Broasca a greșit un dar, pic. Dar asta din mână este fix la fel. Nici n-o vedeai dacă nu avea mână. Încălțările puteau să fie și ele de aceeași culoare. Nu știu exact cum... A venit frumos cu argintiu, care merge cu ochelarii de pick-up. Am înțeles. Are și fundul de acolo. Totul este. Andreea. Da, deci acest... care sindromul albă ca zăpada aici. Modalitatea aceasta all family, all color, da, exact, era specific anilor 90 la noi. Adică cumva moda a rămas stabilită pe acest punct doar în România mai vedem, căci în străinătate nu spune nimeni să nu ți asortezi poate o culoare, dar nu să ți faci copii xerox, mamă, fică, copil, verișor, soț, și de sus până jos, până și modul în care e cusut rău. Bulinele sunt interesante și acest neon care este foarte actual. Dar e un și pic erorile sunt zona... la fel. Vezi cum sunt cusute jos rochile? Da, că stau așa vălurite din faptul în care sunt cusute. Sunt luate din același loc. Nu, ei sunt cusute de aceeași echipă. Da. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, albă ca zăpadă și cei 7 zulus. Albă ca zăpadă, neon. Da. Și cei 2 pidicăți. Da, mergem mai departe. De altfel, foarte mișto gagicile. Are... Da. Păi, aici este Tudor Chirilă. Ținuta ca ținuta, șlapia din picioare. Cum vi se pare Tudor aici? E dezinvolt cum e el. E de se poate purta orice dacă e dezinvolt? E de concert, chiar, în primul rând. Și pe concert putea să vină și nici cu dungulițe. E de repetiții sau e în direct? Bă, scrie Oner acolo, cred că e la un radio. E la un radio. Părerea mea e că e la un radio. Dar el știe că e filmat aici. Nu e ca și cum, bă, am venit și eu în pijama ca să cânt, că nu se vede. A rămas de repetiții. E clar că e cu știe, că e și video, dar e la un radio, deci undeva în subconștient că mai mult ne bazăm pe voce și după aceea tipul e foarte relaxat. Ăștia sunt niște șlapi ergonomici care sunt foarte sănătoși. Deci, cu plută, cum e. Cu, ei sunt, restul e foarte mișto. Mie îmi place. Ei sunt comozi și, mă rog, cu pantalonii merg cu cămașa. Mie îmi place. Doar că încălțările nu sunt inelul exact ceea ce trebuie acum într-o combinație de acest gen. Pantalonii sunt ok, cămașa la fel, da. Faptul că el este puțin mai mult descheiat, e în tiparul lui. Dar dacă și-ar fi pus, spre exemplu, niște espadrile și ar fi optat pentru genul acela... simplu, sau... Exact, ar fi fost... Dar nu cred că își pune problema asta. Bine, nu prea înțeleg ineluțul de pe deget. A avut o perioadă dezlânată, după că o perioadă foarte legată. Da, da. Când îl vedeți în show-urile de la TV, nu mi se pare niciodată ieșit din decor, da. Dimpotrivă. E foarte coerent. Nu poți să spui, bă, ar putea zic la emisiune, bă, mă îmblac cumva, eu lăsați-mă în pace. Uite echipa care e cămașa albă de vară. Ia uite-i pe băieții în spate care sunt regulamentari. Mocasin, deci... Da. Nu, el e clar, e un star și asumă chestiunea asta, dar e un tip extrem de inteligent, extrem de implicat social. Asta știm. Da, cu niște vectori foarte clari, unul dintre puțini vectori cu adevărat remarcabil. Da. Are un mesaj, are un mesaj spune, clar. Absolut de acord. Transmite bine pe educație, pe politică, adică e un om al cetății în sensul grecesc al termenului. Așa adică, este, da. Asumat. Foarte bine că are o voce, da, indiferent asumat, dacă vă place sau nu, e foarte important. Și așa mai departe, dar
excepție fac aceste încălțări care... Ai văzut personal... și mie mi s-a părut că încălțările alea sunt din film. Nu doar eu, cât... Eu cred că am mers pe lejeritate. Uitându-te, poate. Sau poate strângea la deget, la, poate la unghie ceva și a zis... Hai să vedem mai departe, doamnelor și domnilor, una, două, trei și... Aici, celebrul nostru cuplu, el, după cum îl știți... Îngrijit, refreshat. Spilcuit. Deci dacă există un termen care se potrivește, este spilcuit. Și a pus cumva vestuța aceea cam bătrânicioasă, ce să zic. Adică un pic lărguță, un pic amaro, cu pantofii maro asortați voit cu ea, dar mă rog, este mai mult sau mai deci... puțin. Dar e clar că e aranjat. Iar ea, nu știu ce face, dar e o mămică în care în toate pozele care am văzut-o... Gândește-te că a avut gemeni ultima dată, Alin, și o văd da. Într-o formă extraordinară. Spectacular, dar toate pozele în care... Deci el prea îngrijit, adică cum e? E bine, e rău? Așa, se vede clar că s-a aranjat cu mare atenție. Da, mă, dar el s-a aranjat. Și cu la păr, că niciun fir nu e greșit acolo. Da. Părul este... Și poziție, părul este... La culoarea potrivită, la față, știți părul foarte bine, care grijă, face, trege, să trage. Carcasier, așa, e sub formă de... Cred că îl folosește și când merge pe bicicletă. Și, are și grijă, pe... crede-mă, îți dau niște poze din gata ceva. Ai un drag și rotește așa. Cu niște fire, cu deabsor, că e hești, vestitul capodoperă la Science Fiction Brasil. El e, da, vestuța îl dă de gol. Vestuța scrie pe ea 50, 60. E singura chestie care îl mai dă de gol. Am înțeles. Deci s-o dea jos atunci, nu? Ia, acum s-o vedem pe Andrei. Da, să știi că l-a dat jos și o curea potrivită. Andrei, știi ce spune, nu? Iarba superbă în spate. Și iar roz Valentino. Am știut întotdeauna că el a pus accent pe modul în care arată și așa cum își potrivește întotdeauna ținutele. Și a avut grijă și a arătat bine mai de fiecare dată. Cât despre această vestă, pot spune că acea nuanță de maro merge întotdeauna în contrastul perfect cu bleuul de pe cămașă. E vorba despre, știi tu, Alin, dacă ți-aș aminte acele reclame la firmele de jeans de pe vremuri cu bleu și cu maro, care duc în acea reclame, zonă mai țin minte niște... Și acolo niște e vorba de combinația... Care Olario, știi, aveau vestuțele maro, cămașa bleu, cu o tichiuță pe cap și erau veniți din Bayern. Nu, vorbim despre acele. Cântau vestuțele. Hai să mergem mai departe, mai avem vreo două. Sunt ok și arată senzațional, îi stă foarte bine și cu rozul corect. Aici, la un eveniment al Alinei, care a făcut un miliard, de, sau nu știu câte miliarde, 10 miliarde, ideea era Race of to the Top, probabil că de aici și ținutele care păreau să fie cumva... Fetele curselor. Fetele curselor. Cam astea vor, okay. Vor să fie. La Ina se potrivește, la Alina Eremia, pantalonii sunt mult prea largi. Există un moment în care spui un pantof de tipul ăsta, pantalonul tău trebuie să fie pană, fie apropiat de picior, așa cum e tubular, cum și l-a făcut ea, arată nefericit în partea de știm jos. Știm că Alina are un fetiș pentru pantalonii din piele, unii dintre ei arată impecabil pe ea și o fac asta extraordinar de feminină și de frumoasă, dar aceștia și, nu o avantajează absolut deloc și atunci ar trebui să schimbe pielea asta pre-atacată cu corsetul lucios, okay. Corsetul okay. Lucios, dar nu merge bine cu pantalonii. Cu zona mitice a pantalonului, da. I-a vrut să-și facă un total pentru prima leather oară, dacă suntem pe aici, Alina, nu e ce trebuie. Îmi place la față și îmi place corsetul. Pantalonii sunt un dezastru. Da, nu bun. Sunt ok. Hai că Ina, mai avem o ținută și după aia gata. Ina e bine. Și lănțicul e bine. Anca, Țurcașii. E, altceva. Superb. Da? De la un cap la ceau, da. Pur sânge arab. Și bine, dincolo faptul că arată fabulos, până și blugii sunt rupți regulamentar, da, cu tipologii diferite de rupere, o rupere verticală cu rupere orizontală. Geaca e nefinalizată exact în regimul blugilor. Eșarfa de la gât e în regimul brandului pe care l-are cu Atelier Bolero. E foarte mișto. Regimul arată fabulos. Hai să vedem ce de regim. E foarte ok, e foarte ok și cromatic, e arată senzațional de bine. Dar cu calul și a ales puta. Ținuta și calul e mișto. Da. În regulă, adică toate elementele pe care le-a combinat aici sunt corecte. Alea... Și o prinde foarte bine și nuanța. Să mai îndrăznească să poarte acest gen și de culori. De galben cu gri culori cenușiu neon ăsta. Și culori bright. Că mai avem un singur minut. Prin urmare, cu cine a ieșit Anca Țurcașiu pe plajă? Cu un arab, cu un pur sânge arab. Pur sânge arab.
Adică calea calu. De cal vorbesc, da. Calculare. Deci, în rest... O să avem, de exemplu, eu, apropo de mare, o să am un show important care se cheamă La Grande Beleța în august, în prima săptămână de august, în care o să aducem, o să reinventez Sicilia în România cu două branduri excelente. Un tip care a lucrat, Mihai Manciu, care a lucrat pentru Dolce & Gabbana, și un Parapluie Soleil care are conexiuni barceloneze. Și o să avem o sărbătoare totală siciliană. Sicilia! Da, atunci o să ne placă foarte mult, și o piacere. Și vine toamna cu o demență totală. Da, o să vorbim, pentru că acolo sunt show-uri uneori la două zile și show-uri mari. Foarte frumos, foarte frumos. Și bineînțeles, prietena noastră, când n-o să fie împrăștiată în toată Europa sau lumea, o să fie în show-urile pe care le punem. Bineînțeles, am promis că de fiecare dată când voi fi aici o să fac parte, bineînțeles, și cu siguranță nu voi lipsi, Alin, de la ale evenimente importante. Și o să gândim împreună o sărbătoare mare a Bucureștiului. București împlinește 563 de ani în 20 septembrie. Așa, fac un show mare care se cheamă București 565, pentru că vreau să vorbesc despre Bucureștiul de mâine, nu despre Bucureștiul de astăzi. Bucureștiul din zona mea interioară. Și va fi un show de stilism în care vreau să duc mai departe explorarea micului Paris, care a fost în zona interbelică. Vreau să mă duc până în perioada de naștere de genesa București. Mulțumesc foarte mult. Și noi mulțumim. Și zona de muzică o să fie o chestie ciudată. Așteptăm cu drag. Cu muzică electronică, cu Jezebel, o demență. E bine. Fete frumoase chiar acum în declarații spectaculoase, Elena Gheorghe. De câte ori să spun că nu pot fără tine, tu m-ai făcut să uit de lacrimi și suspine. Peste evenimente, da. Zilnic, mulțumim lui Dumnezeu, zilnic avem evenimente. Cred că recuperăm tot ce nu s-a întâmplat în 2 ani de zile, recuperăm în câteva luni și este destul de greu din punct de vedere al efortului fizic, dar ne place ce facem, nu? Copiii cum sunt? Duc lipsa mămicii sau... Copiii sunt... De cum intrăm pe ușă, întreabă când e vacanța. Când începe vacanța, la ei deja a început, la noi mai durează un pic, dar o să facem o vacanță împreună. Cât de curând? Ne dorim să fie în Turcia, pentru că vrem să ne fie și nouă ușor. Vrem să avem o viață ușoară. Așa că acolo găsim tot ce e de trebuință, și joacă, și de relaxare. Și la piscină și părinții la bronzat, nu? La relaxat. Da, mă rog, și părinții tot după copii, dar acum sunt un pic mai mărișor și nu mai e atât de multă grijă ca înainte, când erau foarte, foarte micuți. Plus că plecăm cu alți copii. Deci ori să aibă și cu cine să te joace. Ești mereu fit, așa, te-ai îngrășat, nu te-ai îngrășat, te-ai mai slăbit. Cum ești? Că eu așa te știu de o viață. Încerc să mă mențin, îți spun sincer, și acum încerc să mai dau 2 kg jos, dar cu siguranță după acest weekend, după această săptămână, că începând de mâine avem în fiecare zi concert, cred că o să ajung la kilogramele dorite. Asta vrei să le dai jos, că le vezi tu, că le simți, sau că noi nu le observăm? Da, nu știu cât se observă cu ochiul liber, dar cred că fiecare om are o greutate la care se simte foarte bine, iar eu mă simt undeva la 49-50 de kilograme, perfect. Ce mai urmează pentru tine din punct de vedere profesional? Săptămâna viitoare o să filmăm un nou videoclip la o piesă frumoasă, de data asta pop, nu armânească. Sunt entuziasmată pentru că este o piesă cumva ca și stil muzical nou pentru mine și e un challenge și îmi place chestia asta. Concerte peste concerte, evenimente, să ne țină Dumnezeu sănătos, să putem să mergem peste tot. Cornel merge cu tine și te însoțește la toate evenimentele, nu? Da, noi cântăm împreună, așa că da, suntem slavă cerului împreună, că dacă n-am fi, cel puțin în perioada asta, cred că ar fi trebuit să... Nu știu ce să facem ca să ne vedem, pentru că ajungem, plecăm joia, ne întoarcem peste o săptămână acasă. Ca
care este definiția relației voastre perfecte, așa că sunteți de mult timp împreună și vă ajutați reciproc, vă susțineți? E, nu pot să spun perfecte, că și la noi mai sunt discuții, mai sunt tot felul de chestii în contradictoriu, dar cred că cel mai important este că avem comunicarea foarte bine pusă la punct și în momentul în care ceva ne deranjează sau există vreun lucru care, pe care nu putem să cădem de acord, stăm puțin și discutăm și vedem în cine poate să facă compromisul, să se ajungă totuși la un viitor comun. De la ce vă certați cel mai des? Sau există divergențe de la copii? Nu, cel mai des ne certăm pe plan profesional. Ne certăm foarte, foarte rău pe plan profesional, dar încercăm să ajungem la un numitor comun. El își dorește ceva, eu altceva. Și într-un final se întâmplă miracolul să ajungem la acel numitor comun de care îți spuneam mai devreme. Dar de la copii nu, foarte rar. Noi când suntem în vacanță zici că suntem în luna de miere. Nu avem de ce să ne mai certăm. Ne dăm seama, păi da, noi chiar ne înțelegem bine. Când vine vorba de muzică ne mai ciondărim. La relația practic de cuplu n-ai schimbat nimic? Nu, nu. Nu, dar nici măcar în profesional, pentru că și discuțiile astea și lucrurile astea în contradictoriu, până la urmă clădesc ceva foarte bun, pentru că nu pot să spun că eu întotdeauna am dreptate sau el întotdeauna are dreptate. Nu, întotdeauna cineva vine cu o idee mai bună, da, sau cineva nu vrea să facă acel lucru pentru că, de exemplu, eu sunt obișnuită cu anumite lucruri și atunci nu vreau să le schimb. Și pe mine mă ajută faptul că Cornel vrea să schimbe. Numai așa putem evolua. Dar na, mie mi-a mai mult. Când ai secrete, cu cine le împărtășești? Cu mama sau cu sora ta? Cel mai des cu sormea. Suntem și vecine, adică de același palier. Mi-e mai ușor. Și cu mama ta cum te înțelegi? Și ce ai învățat tu de la ea și, nu știu, o aplici așa în creșterea copiilor tăi? Cu mama mă înțeleg bine. La mama am învățat să tac când este cazul să tac. Acum, cu vremea mi-am dat seama că pot să fac asta mai ușor. Când eram mai micuță, nu puteam să tac, trebuia să spun neapărat tot ce am de spus, indiferent cum. Acum sunt un pic mai calculată, mai diplomată, mai aștept momentul. Cred că peste 10 ani voi fi cum trebuie. Când îți spui crowd. I think he found my leader's
Piesă celebră cântată, domnule, de Gabriela Crisea, pe care o știți de la România au talent, împreună cu trei distinse domnișoare. O invit pe Gabriela alături de noi. Felicitări, o să le spune numele domnișoarelor. Ce ai făcut, domnule, cu clătitele alea? Uite, până când se așează invitata noastră. Ce să fac cu ele? Între timp am pregătit compoziția, umplutura, cum se spune. Am folosit cele trei tipuri de ciuperci. La interior am pus și puțin usturoi, puțin ulei de trufă albă, este foarte important, și am aruncat și bucățelele de brie. Iar acum pregătim clătitele, care la interior au o pastă de trufă senzațională, o trufă neagră. Și am un mic secret, am tocat niște rozmarin foarte fin pe care l-am băgat în compoziție. O să simți tu, Cristi, un retrogust de rozmarin foarte, foarte interesant. Ai pus și vin, nu te supăra. Da, el bere, vrea să știe că fiecare seară zi era rețetă cu să vin știi, și... Să știi că am pus vin astăzi și ciuperci. E complicat. Ciupercile au și vin. Rețeta adică la clătite este o rețetă tradițională, puțin ajutată de mine. Eu de fiecare dată folosesc apă minerală. Sau măcelară, merge și așa, măcelară. Așa, 3 ouă, puțină sare, pasta de trufe și uleiul de trufe. Foarte bun. Gabriela Crisea se află alături de noi, doamnelor și domnilor. Vreau să stăm câteva minute, pentru că... În primul rând, lumea te-a remarcat la România au talent, așa unde ai luat 4 de da, lucrul ăsta este absolut minunat. Pe de altă parte, în aceste puține minute în care stăm, vreau să știu că tu cânți pe scena teatrului de operetă, dacă nu mă înșel. S-a întâmplat, au trecut 12 ani de atunci. Într-adevăr, timp de 10 ani am activat pe scena Teatrului Național de Operetă, cu experiențe foarte frumoase. Pentru că ai ajuns acolo și ai luat 4 de da. Spune-mi, cum privești asta din perspectiva celui mai greu moment din viața ta? Spune-ne-l și după aia gândește ce ai simțit în momentul în care ai ajuns acolo și ai primit recunoașterea și audiența foarte mare a acelui spectacol. O să încep prin a spune că momentele grele din viața au fost acelea în timpul studenției. În clipa în care m-am văzut singură în orașul București, un oraș atât de mare, în clipa în care trebuia să fiu nevoită să-mi caut chirie, să am unde să stau, să practic să am grijă de mine singură. Nu au fost vremuri ușoare. M-am descurcat, a trebuit să trec prin aceste încercări, dar prin ambiție și multă dorință și muncă am reușit. Vremea studenției a fost
foarte interesantă, mai ales în clipa în care am ajuns la Teatrul Național de Operetă, unde am și reușit. Nu a fost ușor nici acolo, pentru că a trebuit să dau mai multe teste, mai multe examene. Am trecut cu brio și, și peste acele clipe. Am învățat ce este viața, practic, pentru că eram un copil, pot spune. Un copil care avea multe visuri. Așa este. Când spuneau colegii mei în promo că ai dormit pe un scaun, la ce se referă? La faptul că era foarte greu la un moment dat să găsești chirie, fiind destul de ridicate prețurile, pentru mine fiind destul de greu. Teatrul Național de Operetă a fost familia mea, a fost casa mea, pot spune. Acolo am dormit, acolo am mâncat, acolo am crescut, acolo am evoluat foarte mult din punct de vedere artistic. Și când ai avut 4 de da, cam care au fost reacțiile? Fabuloase! Au fost minunate și le mulțumesc și acum, domnilor jurați. A fost o experiență unică. O ultimă scurtă întrebare. E complicat să te cheme Gabriela Cristea? Câteodată nu. În sensul în care mai e cineva cu numele tău, mai foarte este, celebru. Mai este și știm exact. Foarte bine, da. Doamna Gabriela Cristea. Da, exact. Și tu ești o doamnă, știm. Da. Ea e de la emisiune acolo, unde stau oamenii și vorbesc cu ea. Da, doar că eu mă ocup de muzică, pot spune lucrurile acestea, deci este o diferență între noi. Eu cânt, doamna prezintă. Mulțumim foarte mult, felicitări. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Doamne, mulțumesc ajută, domnul Iulian, mai zi acolo un secret, ce deci cum faci, cum le întorci? Cu talent. Am înțeles. Mai rămân de multe ori lipite pe lustră, dar nu se mai întâmplă de foarte mult. Lustra cui? Lustra cui? Ia vino mă încoace și învârte una. Ia du-te mă și învârte. Ia vino încoace, firai până când învârte el, doamnelor și domnilor, să vină invitata noastră dragă, să-ți rămână pe... Carmen Șerban! Hai, Carmen, hai, Carmen, hai, Carmen, facem rost de microfon. Moris, până dai tu o tură, fă rost de microfon de acolo. Mai fă o tură. Alo, provincia. Mai am o intrare, stați așa, mai am o intrare. Hai că vorbim la evantai deja. Hai, colegul, haide, parcă dirijezi circulația aici, parcă la universitate. Da, foarte bine. Bine ai venit, Carmen, mă bucur să te văd. Noi ne-am mai văzut cu Carmen anul ăsta, dar... Hai, mă, trece și întoarce clătita și pui și pune până la muzică. Până întoarceți voi clătita. Hai, ia să te văd. Ia, hai să vedem cum. Hai, Carmen. Să vedem dacă mâncăm ceva sau mâncăm răbdări prăjite. Da. Una. Băieții ăștia mereu mâncăm foarte bine și mai și punem pe noi. Ia uite-l, bă, băiatule. De 2 ori în aer vreau. E bun, hai, de toată casa, e bun. Bă, de 3 ori. Hai, băi, Iuliane, că ți-ai arătat că poate, băi. Auzi? A ajuns până sus pe Macara. E adevărat. Carmen, bine ai venit. Bine, mă bucur că astăzi o să ascultăm o piesă cu Carmen. Pe de altă parte, a apărut un articol care, în ceea ce privește viața, felul în care tu trăiești, discreția sau felul în care te raportezi la ceea ce înseamnă viața ta, te-a enervat. Drept e? Care din ele? Că încep cu care vrei tu, ca să nu te privezi de... Ai începe cu care vrei tu. Nu, apropo de treaba asta, cu copii, cu toată povestea asta, cu fetița, care de fapt e nepoata ta până la urmă. Eu nu am copii, să fie clar. Deci eu nu am născut copii. Am 16 fiini, am 6 nepoți, din care 4 sunt și fiini, i-am botezat și pe ei. Eu nu am copii. Dacă aș fi avut un copil, m-aș fi lăudat în gura mare, Doamne iartă-mă. Nu e nimic de ascuns să ai un copil, e chiar o bucurie, un... Exact. Da. E, viața nu a fost atât de generoasă cu mine pe toate planurile, cum cred că fiecare are și plus și minus în viața lui. Nu? Acum te întreb un singur lucru. Întreabă-mă. Te-ai fi văzut în rolul de mamă, dar n-a fost? Mă, sincer, nu m-aș fi văzut. Nu, că nu e obligatoriu să fii mamă pe lumea asta. Nu, îmi plac foarte mult copiii, trag foarte tare copiii la mine și la petreceri și la... mă înconjor cu ei, plâng să danseze cu mine, deci e o nebunie întreagă la botezul, la nunț, la... Și vin părinții și îmi spun, nu se duce copilul meu la nimeni, uite, și plângea să stea cu dumneavoastră sau să danseze cu noastră, deci e foarte plăcută senzația asta. Însă eu am pus accent foarte tare în viața mea pe cariera profesională, muzicală. Am văzut foarte multe situații în relațiile colegilor că nu mergeau cum trebuie și mereu erau certuri, scandaluri, despărțiri. Și am zis, decât să vin
de 7 ori în viața mea pe la televizor să spun m-am măritat, m-am divorțat, m-am măritat. Foarte discretă altfel. Da. Foarte rar, dacă ne aducem aminte, da, foarte rar a apărut Carmen cu un partener de viață. Eu nu sunt genul care să-mi expun partenerul și, cum mai spuneam, de câte ori l-am expus, s-au trezit fostele că e mai frumos decât era când l-au lăsat și s-au zbătut din răzputeri să le ia înapoi. Deci, pentru cine moare de curiozitate, tu ești cu cineva, dar nu vrei să spui. Da, absolut. Și prietenii mei apropiați, familia știu mea. Da, exact, dar nu vreau să venim la televizor, exact, să... Dar presa tot caută și vine reporterul și te întreabă. Și când vă căsătoriți, da, un copilaj... Asta e atât de banal, au avut de 20 de ani de când vin prin televiziuni. Deci, cred că fiecare artist are dreptul la o viață privată. Și așa, din cauza nebuniei cu mass media, eu nu pot să fac plajă, că stau oamenii, fac poze și nici nu mă întreabă. Unii-s drăguți, mă întreabă, unii nu mă mai întreabă și... Pune acolo, trântește poza și dacă are un aparat din ăla care te afară, mai faci, nu zic afară eu că-s vreo fotomodelă, da, Doamne ferește. Dacă când ești și puțin grăsuță și mai te pune și pe, știi cum e, acolo cei aia sunt tripli. Și... Păi plajă afară, că acolo nu. Da. Nu? Bine, dar poți să mergi în străinătate și acolo poate... Am fost și în străinătate. M-am dus. Bine, în... asta nu înseamnă că nu poți să dai de român oriunde te, asta... te aștepți mai puțin. M-am dus în Tenerife pe cea mai scumpă plajă, am zis fac și eu repede o băiță, o plajă, m-am pus cu fața în jos pe nisip și a venit cineva și m-a bătut așa pe unghiuțe. Doamnă, nu sunteți Carmen Șerban, vreau și eu o poză cu dumneavoastră. Da. Și mi s-a tăiat. Am rugat frumos să mă aștepte să iau ceva pe mine, că nu sunt genul de artist care să apară. Nu te-a văzut nimeni în costum de baie, exact, de ce ai avut grijă? Nu, eu mă duc între stațiuni pe la mare sau mă duc în locul plaje unde... cât mai retrase, da, și mai... Sau mai merg la prietenii mei acasă care au piscine, care au și... Asta e un lucru mi-ar care... Mi-ar plăcea și mie, dar nu păi... nici să apar dezbrăcată, nu e genul meu. Și la un moment dat, sigur că vezi că toată legislația asta a mers către protejarea vieții private. Dar absolut, nimeni n-a reușit să ajungă la o concluzie. Nu se poate, e imposibil. Și atâta timp eu sunt jurnalist și eu. Că cât ești în spațiu public, nimeni nu are interzis, asta l-a este făcut o poză. Asta deci... e. Altceva, ce te mai enervează? Întreabă-mă tu, că nu știu, în momentul ăsta nu mă enervează nimic. Nu știu, nimic, dragă, deci apropo de asta, uite că noi am plecat de fapt de la articolul ăsta, adevărul despre fetița lui Carmen Șerban, care nu are fetiță. N-are. Nu, nu știu la ce, cred că am citit că mi l-a dat Dana pe da WhatsApp. Este vorba despre nepoțica mea, care să fie clar, nepoțica mea nu este fetița mea. Micuța Carmen Șerban, care acum este o adevărată domnișoară, așa nu, este și frumoasă și înțeleaptă, nu este fetița mea. Nici Luca nu este copilul meu. Și așa au fost destule circuri în familie, că cumnata mea a fost oarecum afectată, că ea credea că eu spun lucrurile astea, dar erau lucruri inventate de presă, că copiii ei sunt copiii mei. Nu, copiii ei sunt copiii ei și ai fratelui meu, iar ei sunt nepoții mei și finii mei și e mai mult decât trebuie. E adevărat, nepoatei mele i-am donat sânge la naștere pentru că a avut o problemă de sănătate și a trebuit să se facă o transfuzie totală. Mă bucur pentru că am putut să făceam asta chiar și pentru un străin, dar mi-te cu tot sufletul pentru nepoata mea, care este fiica fratelui meu, deci sânge din sângele lui tata, cum să zic așa. Dar nu este fetița mea, nu sunt copiii mei, nu-mi doresc să fiu mama lor, n-am fost mama lor, n-am zis niciodată că sunt mama lor. N-ai zis. Nu. Ne știm de atâta vreme și, exact, într-adevăr, am povestit de asta mică pentru că o cheamă Carmen Șerban, da, și că da, e nepoata ta, adică da, e o chestie haioasă, dar da, n-ai, exact, n-ai jucat mai rolul ăsta, da, altfel decât mai... Într-o zi o să-ți o aduc aici să vezi cât a crescut micuța. Dar că noi povestim de când era micuță. Da, dinainte de a se naște vorbim, exact, noi doi. Câți ani are micuța Carmen Șerban? Face 18 ianuarie. Ce vorbești, bă, băiatule, deja? Micuța Carmen Șerban este domnișoara Carmen Șerban, da. Și Luca face 20 în septembrie. Și a trecut vremea, mă, Carmen. Da, și băiatul tău face 11. Și la el a da, trecut. Ne știm cu Carmen, da, cât de când. Bun, pe de altă parte, sigur, dincolo de asta, cu siguranță că oamenii au mai fost interesați, eu știu, de averi, de diverse lucruri. Aici te-a deranjat când te-a mai întrebat lumea de bani? Nu m-a deranjat și pot să spun cu toată tăria, sunt un om care am ce-mi trebuie, strict necesar, am o casă, am o mașină,
dar nu sunt o femeie bogată, sunt un om plătitor la stat, mereu am lucrat cu facturi. Asta în atenția ANAF-ului, da, care a, da, zis că vrea să ia averile artiștilor la control. Nu știu dacă ai văzut știrea de ieri, da, șeful ANAF a zis, bine, Famanele, a zis, tu nu, da, da, nu ești acolo. Nu. Știi care e treaba, Cristi? Atunci când muncești cinstit, nu poți să aduni bani. Pentru că, cum spuneam, am mulți nepoți, fiind, da, prieteni, și eu sunt un om generos cu cei dragi, că merg pe premiza că nu ducem cu noi nimic în groapă. Nu rămân fără bani, dar nici nu mă scot banii din casă, ca să zic așa. Adică trebuie să fiu mereu chipzuită, au fost niște ani grei, am făcut niște investiții proaste, la modul cum mi-am luat o mașină, un microbus foarte luxos, să-mi duc colegii și când să-i duc la cântări pe colegii mei... N-aveai unde să-i duci. Nu că n-aveam unde să-i duc, aveam unde să-i duc, dar în piele, în trapă de sticlă, în totul electric. N-au vrut, dragă, să meargă cu mașina pentru că nu puteau să fumeze în mașină, că nu puteau să se descalțe, să-și pună picioarele pe sus, că era prea costisitoare pielea. Nu mă ajutau la condus, că au zis că dacă o lovesc, da, era asigurat full. Mergeau păturică deasupra pus, așa? Am pierdut niște bani destul de... Vai de mine! Da? Până la urmă am dat-o, deși mie mi-era foarte dragă, mi-am dorit foarte mult mașina aia. Și acum mi-am luat o altă mașină mai mică și mă plimb. Și ai vândut-o pe cea? Da, mă, am vândut-o, da, de orice mașină care a ieșit nouă, de pe poarta fabricii, are minim jumate. Da. Cel puțin jumate. Da, și chestii de astea. Eu mai fac și prostioare din astea, mă mai ceartă și colegul meu, Mihail Tițoiu, mai și Liviu Ciotăi. Mama nu mai ceartă, că știe că... Știe cu cine are de-a face. Eu cu plaja am o soluție. Da. Ca să poată să facă plaje. Cumpere o plajă mică, nu trebuie mare. Și nu te mai deranjează nimeni. Stai cât ce să fac? Plajă. Să cumpere o plajă. Cumpere o plajă mică. Păi să știi că am de gând să fac asta. Chiar am un plan. Deja mă uit după pământuri. Deci batem palma, da? Da, la malul mării și vreau să-mi iau acolo măcar 1000 de metri și să-mi fac așa o căsuță la pământ fără etaj. Asta trebuie să spargem viața să mâncăm un clasă. Frumos. Da, serios. Pentru finalul vieții să ai așa o casă la mare, Da. Locul la plajă, e chestie care te... Pentru finalul vieții încă vreo 30 de ani. Mâncăm o clătită, pentru asta mâncăm o clătită, da? Da? Exact, da. Bun. Mare drag. Și, da, numai că eu azi am ținut post, nu știu ce, cu ce ați făcut-o. Clătite cu trufe a făcut. Nu, gătești, da, bine. Și atunci o să merg acolo la plajă numai cu prietenii mei. Bun, foarte, perfect. Și fără telefoane. O să fie plancardă mare la ușă, fără telefoane. Să lasă telefoanele ca frumos, ca la... Acasă, nu mai, așa acasă, nu mai frumos. Ca la Palatul Parlamentului. Ca la Palatul Parlamentului, lași frumosă. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză, revenim cu Carmen și cu alte informații. Mulțumesc. Andreea, Carmen Șerban n-a venit cu mâna goală. Cu cine ai venit, dragă? Tițoiu la saxofon. A venit de la Horezu pentru emisiune și mâine dimineață pleacă înapoi, că are omul de cântat. Mulțumim foarte, bravo, mult, și atunci un, bravo, cântec vesel să cântăm. Da, da, mulțumim. Iubirea mea, tu mirești și eu mireasă. În fața lui Dumnezeu am spus da, și tu și eu, familia și prietenii, astăzi toți cu noi vor fi. În fața lui Dumnezeu am spus da, da, și tu și eu, familia și prietenii, astăzi toți cu noi vor fi. Thank you.
și când mi-ai declarat iubirea, m-am pierdut de tot cu firea. Ești soarele din viața mea, eu sunt jumătatea ta. Ești fericirea mea de plină, ești noaptea mea perfectă și ziua mea senină. Fața lui Dumnezeu am spus da, și tu și eu. Familia și prietenii astăzi toți cu noi vor fi. În fața lui Dumnezeu am spus da, da, și tu și eu. Familia și prietenii astăzi toți cu noi vor fi. Glasul tău mă liniștește, iubirea ta mă împlinește. Cât cerul e iubirea și fericirea, am spus da, da, da și sunt doar a ta. E seara noastră mult dorită, iubirea e pe cetruită. Te-am așteptat, iubire, să-mi ieși în cale, iar azi mă treci în brațe pragul casei tale. În fața lui Dumnezeu am spus da, și tu și eu. Familia și prietenii astăzi toți cu noi vor fi. În fața lui Dumnezeu am spus da, da, și tu și eu. Familia și prietenii astăzi toți cu noi vor fi. Doamnelor și domnilor, piesă bună de Îi săreau butoanele lui Morris. Carmen, împreună cu Mihail sunt invitați. Este foarte greu. Este foarte greu să cânți când îți curg balele. Mă scuzați după mâncare. Da? Așa. Bună. Hai să vedem. Ce aveți aici, dragă? O clătită aromatizată cu ulei de trufe și pastă de trufe. La interior, hrib românești. Trifoaie. Aveți și trifoaie acolo, nu? Vino încoace, știu că ți-e foame. Hai, taci odată, treci încoace. Are trifoi cu patru foi. Dacă până intri, gata emisiunea. Are și răvașa, băgat și bilet la loz în plic, bilet la loz în plic în interior. Hai să mănânci că ești slab. Păi mâncăm împreună, nu împreună. Uite și pentru tine. Auzi, mă, că fata ține post. Ce vrei acum? Ai o gurită, nu mai delicat. Fii și tu mai delicat. Mai delicat? Ai delicat, după ce punești delicat aici. Delicat nu folosesc, n-am folosit niciodată. Tu gătești acasă? Eu? Da, gătesc. Ia și mai chem și la ușă. E de gustat, da? Se poate gusta, da? Ia, o bucățică, nu tot, mă. Băi, o bucățică. Ia uite. Bă, și restul clătite cu ce mănânci, mă, dacă ai mâncat chiar tot bacon. Chiar miroase foarte bine. Mihail, nu vrei să guști? Nu i-a dat, mă, nimeni de mâncare lui ăsta? Hai, gusta. Nu, lasă-l, că se duce să facă sport, dar mai era nevoie. Bun, care este specialitatea pe care o gătești tu foarte bine? Poate ciorbă de fasole cu ciolan. Mamă, sarmale, cu ceapă roșie, așa să-i dai un pumn. Sarmale, sare mare. Da, sarmale, ce mai fac? Gulaș fac bun, cu gălăște de făină. Am făcut și la tine odată gulaș. Așa este, foarte bun a fost. Eu nu eram. Păi, dar să-ți fie rușine, trebuia să fii. Acum, zi secretul rețetei lui Carmen. Rețeta de ca de fiecare dată foarte simplă. A luat-o de... Arată demențial, ia uitați-vă. A luat, este făcut cu puțină apă minerală, pastă de trufe, urei de trufe, compoziția, trei tipuri de ciuperci, hribii românești, pastă de trufe și ulei de trufe. Iar revenim, mă? Ne vedem mâine, e dragilor, foame, papa. Omului, e foame, ia, mă, omului. Și mănâncă, ia. Ia-ți, mă, farfurii acasă.
Dați-mă să mănânci. Să lăsăm copiii să mănânce. Pa, ne vedem mâine. E mâncatule. Acest program este disponibil și pe Prima Play.